discutam ieri că sunt niște lucruri pe care nu le înțeleg. Cum după aproape 5 luni să nu înțelegi care este direcția potrivită când vine vorba cazul de un accident Andronache? În care două fetițe sunt omorâte pe... Nu pricep. Și el este încă în libertate, nu? Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Noi suntem Elina Golovan și Daniel Osmanovici și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Actele de violență în școli sunt din ce în ce mai des întâlnite. Două fete și un băiat, elevei unui liceu din Tecuci, au fost filmați în timp ce își împărțeau pumni și picioare. Motivul ar fi fost o relație amoroasă. Un bărbat din Argeș și-a omorât soția, apoi s-a ascuns în podă unde a fost ridicat de polițiști. Femeia reclamată și în trecut că era agresată de soț. Urmărire ca în filme. În Botoșan, un polițist a pornit pe urma unor spărgători de bancomate. Era alături de fiul său în mașină în timpul liber și mergeau la doctor. Și varianta Delta a început să se răspândească și în România. În două județe din Moldova au fost raportate 8 noi cazuri de infectare cu tulpina indiană. Scene violente într-o sală de clasă de la Colegiul Național de Agricultură și Economie din Tecuci. Două fete și un băiat au fost filmați în timp ce își împărțeau pumni și picioare în timpul unei pauze. Totul a pornit de la o banală discuție cu privire la o relație amoroasă. Scandalul s-a încheiat cu un dosar penal și cu medii scăzute la purtare. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De la ce s-au luat? De la niște jigniri, niște discuții. De relația uneia dintre ele cu un băiat, nu știu, ceva de legat de, de băieți, de prietenii, de iubiri. La dispută a luat parte și un al treilea elev, fratele Geamăn, al uneia dintre combatante. Momentul a fost filmat de colegii de clasă. La scurt timp, imaginile au devenit virale pe internet. Inspectoratul școlar a declanșat deja o anchetă. Toți elevii implicați în altercație vor fi sancționați. Fiind însă un act de violență, probabil că se va scădea destul de mult nota la purtare. Fiind în clasa 10-a, nu e vorba despre exmatriculare. Polițiștii fac și ei cercetări. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tecuci s-au autosesizat și au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Oamenii legii încearcă să stabilească cu exactitate câți elevi au luat parte la conflict, precum și împrejurările în care a avut loc acesta. Guvernanții iau în calcul să impoziteze veniturile bonelor, instalatorilor sau îngrijitorilor. Ce vor primi în schimbul taxelor pe care ar urma să le plătească, aflăm în scurt timp la Focus la prima oră. Crimă șocantă într-o localitate din județul Argeș. Un bărbat care și-a omorât soția a declarat în momentul în care a fost urcat în dubă că a recurs la oribilul gest și aici citez... Din plăcere. Suspectul s-a ascuns în podul casei în speranța că nimeni nu-l va găsi. Cel care a anunțat pe polițiști a fost fiul celor doi. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De ce v-ați omorât soția? De plăcere. Nu vă pare rău? Nu! Sunt cuvintele celui cu care femeia era căsătorită și împreună cu care avea un băiat de 40 de ani. Pentru că era extrem de gelos, într-un moment de furie, bărbatul și-a înjunghiat soția, iar mai apoi a lovit-o în cap cu un obiect dur. S-a întâmplat în localitatea Păienarii de Argeș, iar femeia a fost omorâtă în timp ce fiul lor, de aproape 40 de ani, dormea într-o altă cameră. Imediat după crimă, bărbatul, în vârstă de 68 de ani, s-a ascuns în podul casei, de unde a fost ridicat de autorități. Ce motivație a avut? Da! Să nu pățești și tu tot așa. Vecinii sunt îngroziți de ceea ce s-a întâmplat. S-a certat. Altceva ce? Care era motivul? Păi da, în gelozie. Fost gelos de tânăr. Întotdeauna am fost gelos da, așa? Da. Dar avea motive sau? Nu, avea. Eu nu știu dacă femeia asta a avut vreo mamă sau ceva. V-ați fi așteptat să o omoare? Nu. Femeia avea 64 de ani și nu a fost pentru prima dată când a fost lovită violent de soț. Anul trecut ea a sunat la 112 și a chemat poliția pentru că nu mai putea suporta bătăile la care era supusă. Ulterior însă cei doi s-au împăcat. Acum anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor. O femeie în vârstă de 42 de ani din sectorul 2 al capitalei a ajuns la spital plină de sânge după ce a fost lovită cu sălbăticie de un vecin chiar la intrarea în blocul în care locuiau amândoi. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Martoră la acest incident șocant a fost chiar fetița victimei. Femeia a mărturisit că acest conflict durează de aproape 2 ani, iar agresorul îi lasă frecvent în fața ușii mesaje rasiste și jignitoare. Din spusele victimei, vecinul este nemulțumit de zgomotul pe care îl face fiica
sa în apartament. Bărbatul agresiv a fost reținut aseară de polițiștii secției 9 pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cristian Ciocan, fostul purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, a fost amendat cu aproape 6.000 de lei de agenții de la rutieră. Domnule, vă rog foarte mult, din acest moment vreau să discut cu orice altă persoană, numai cu dumneavoastră, nu. V-am spus cine vreți, v-am spus că sunt coleg, ați făcut acel circul. Nu mă trebuie să vină aceste aspecte că sunt am înțeles. Eu v-am spus și vă sunt mai declinat identitatea, tocmai ca să înțelegeți cine sunt. Eu ies de sub duș și mă duc la un televizor să vă vezi pe chestiune poliție. Dacă zici că nu aveți UTP și asigurări la mașină, ce v-ați urcat documente? Comisarul șef a fost oprit de oamenii legii după ce a intrat pe o stradă cu acces interzis. După verificări, polițiștii secției 4 au descoperit că mașina pe care o conducea avea ITP-ul expirat încă din 2018, nu avea asigurare de răspundere civilă și îi lipsea una dintre plăcuțele de înmatriculare. Ba mai mult, Ciocan a refuzat să se legitimeze cu gândul că ai săi colegi îl vor recunoaște și îl vor lăsa în pace. Hoți prinși într-un lan de porumb cu focuri de armă din județul Suceava după ce doi tineri din Mehedinți au încercat să scape de poliție. Șeful de post din localitatea Verești a urmărit pe cei doi chiar dacă se aflau în timpul liber. Ei intraseră în vizorul oamenilor legii după ce au jefuit casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Botoșani. Mai multe detalii despre acest caz vine colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Bună dimineața! Cei doi tâlhari au venit tocmai din județul Mehedinți cu scopul de a jefui mai multe bancomate din Botoșani. Aceștia au încercat să dea spargerea noaptea trecută, însă nu le-a ieșit, așa că au schimbat imediat planul. La primele ore ale dimineții, echipați cu cagule, s-au îndreptat către casa de ajutor reciproc a pensionarilor din oraș. Aici au dat buzna în instituție, însă până să apuce să ia vreun ban, un angajat a apăsat butonul de panică și i-a pus pe cei doi pe fugă. Aceștia au plecat în viteză către Suceava și au reușit chiar să spargă un baraj rutier făcut de polițiști la granița dintre cele două județe. O mașină de poliție a plecat în urmărirea lor, însă pe drum s-a ciocnit de o alta, a cărui șofer nu a acordat prioritate, iar astfel tâlharii și-a pierdut urma. Asta până când șeful de post din Verești, care aflase despre urmărire și caracteristicile mașinii, a văzut vehiculul gonind prin localitate și a plecat după el. Bărbatul se afla în timpul liber cu mașina personală cu care chiar își transporta fiul de 9 ani la spital. Chiar și așa, acesta și-a făcut datoria, anunțând imediat inspectoratele de poliție din Suceava și din Botoșani pentru concentrarea tuturor forțelor către Verești. A fost trimis inclusiv un elicopter MAI pentru ca, într-un final, să fie prinși cei doi tineri într-un lan de porumb de pe un drum pietruit pe care au intrat aceștia, disperați fiind probabil. După toate faptele comise, aceștia riscă să intre acum la închisoare. Mai sunt bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni împotriva patrimoniului și de acte de violență atât în județul Mehedinți cât și în Botoșani. Acum organele legii urmează să le stabilească soarta în perioada următoare. Atât de aici, la revedere! Tragicul accident din cartierul Andronache, în care o femeie a accidentat mortal două fete care se aflau pe trotuar, a rămas fără deznodământ. Instanța a decis că ancheta trebuie refăcută. Rudele celor două tinere sunt nemulțumite, mai ales că femeia care a provocat nenorocirea a fost în libertate în tot acest timp. Colega noastră, Cătălina Iordache, a urmărit subiectul și are mai multe informații despre decizia judecătorilor. Instanța a stabilit că ancheta în cazul accidentului din cartierul Andronache de acum câteva luni să fie reluată, asta după ce mai multe cereri ale șoferiței au fost admise. De asemenea, judecătoria sectorului 2 a cerut parchetului să înlăture problemele și să precizeze dacă menține trimiterea în judecată. Magistrații au criticat modul în care parchetul a descris fapta și au transmis că nu a fost respectat dreptul de apărare al uneia dintre familiile celor două victime. Rudele fetelor sunt revoltate. Nu înțeleg de ce nici până acum nu s-au stabilit vinovații și spun că procesul pare că bate pasul pe loc. Vă reamintesc că în luna februarie, două fete de 6 ani și de 21 de ani care se aflau pe trotuar și-au pierdut viața după ce o femeie a pierdut controlul volanului, a lovit un stâlp și în cele din urmă și pe cele două. Femeia avea viteză și a declarat atunci că ar fi încurcat pedala de frână cu accelerația. De asemenea, tot atunci polițiștii au stabilit că a urcat băută la volan.
În loc să le ofere sprijin, sistemul preferă să aleagă varianta mai ușoară. O tânără din Iași, aflată într-un centru de plasament, nu are voie să vadă altceva în afară de tavanul camerei și cei patru pereți care o țin prizonieră. Traumatizată de violențele din copilărie și de sarcina pe care a pierdut-o la doar câteva zile după ce a aflat că va aduce pe lume un copil, tânăra s-a izolat în propriile gânduri. Directoarea centrului spune că trebuie să o țină sechestrată pentru că nu știe cum să se înțeleagă cu ea. Avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. La doar 14 ani, Maria duce o viață grea. Pe 1 iulie a aflat că este însărcinată, iar pe 5 iulie a fost dusă la maternitate, pentru că spunea ea o durea burtă. Medicii au spus că a făcut un avort spontan. S-a întors la centru, iar acolo primește îngrijiri medicale, pentru că are probleme psihice, doar că este sechestrată într-o cameră. Copilul ăsta îl ținem în regim închis aici. Pe dacă nu... Ținem în regim închis, dar vedeți că centru de plasament are regim normal, nu regim închis. Dacă putem să o ținem în flow, fetița respectivă are grave tulburări de comportament, a avut fugi repetate din centru fără permisiune. Ulterior, acum câteva luni, a început să întrețină o relație, atunci când era fugită din centru, cu un tânăr în vârstă de 19 ani. Poliția a fost anunțată, de asemenea tânărul a fost și el acuzat de relații sexuale cu un minor. Fetița este în momentul de față într-un program de consiliere. Specialiștii vor face tot posibilul, atât psihologii cât și psihopedagogii, să rezolve problemele ei psihice. Fata a avut o copilărie grea, pentru că vine dintr-o familie în care violența era la ordinea zilei. Specialiștii de la centru spun că fata nu trebuie să se mai vadă cu părinții ei, pentru că nu au cum să o ajute. Ba din contră. Traumele din familie sau cele din trecut își pun amprenta tot mai mult asupra minorilor, în special. Acești minori au nevoie de suport psihologic, dar și psihiatric. Având în vedere labilitatea emoțională la care sunt supuși, având în vedere traumele din exterior și atitudinea celor din jurul dumnealor, ajung până la simptome psihiatrice cu anxietate, depresie și chiar tulburări de comportament. Astfel reușesc să ducă la bun sfârșit acte, până la acte disociale, antisociale, fug din aceste centre motivând că nu mai suportă mediul în care trăiesc zi de zi și caută suport și alinare în alte părți. De la începutul pandemiei a crescut numărul persoanelor care au fost internate cu aproximativ 30%, după cum spun cei de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Agenția Națională Antifraudă va avea mai mult de muncă dacă un proiect de act normativ propus de guvern va intra în vigoare. Statul își propune să fiscalizeze munci care până acum se desfășurau de cele mai multe ori la negru. Executivul vrea să impoziteze instalatorii, bucătarii, bonele sau îngrijitorii, adică peste 1 milion de români. În schimbul taxelor plătite vor beneficia de pensie și îngrijiri medicale în sistemul de stat. Analiștii economici sunt însă sceptici cu privire la punerea în practică a proiectului. Mihai Florea este instalator de zeci de ani. Nu a avut însă niciodată o carte de muncă. Fie că a lucrat în Marea Britanie sau în România, a preferat să muncească la negru. Când ai firmă, ai și cheltuieli. Dări către stat, oarecum un salariu, contabilă și așa mai departe. Toate dările astea trebuie acoperite cumva, nu? Și cum le acoperi? Mărind factura. De exemplu, dacă o lucrare, spunem acum aberant așa, și face 700 de lei, pe firmă sigur va face undeva la 1000 de lei. Odată cu înaintarea în vârstă, este însă tot mai interesat de beneficiile pe care le aduc contribuția la sistemul de pensii și la cel al asigurărilor sociale. Ideea este bună pe termen lung, este clar. Toți îmbătrânim, toți vom avea nevoie de bani la un moment dat, cu siguranță. Ne rugăm să rămânem sănătoși, să nu ne îmbolnăvim prea curând. Dacă vine, ne lovește soarta și trebuie să ne ducem la spital, clar, na, răspund că va trebui să plătim. Concret, proiectul Ministerului Muncii prevede introducerea unor tichete prin care prestatorii casnici de servicii să-și poată justifica veniturile, dar și plata dărilor către stat. Aceste tichete vor fi tipărite și distribuite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ele vor putea fi cumpărate de fiecare persoană care la un moment dat va avea nevoie de serviciile unui instalator sau grădinar, de exemplu. Fiecare tichet va avea valoarea de 15 lei. Practic, instalatorul sau grădinarul nu va mai fi plătit
cu bani, ci cu aceste etichete valorice pe care ulterior va trebui să meargă să le deconteze la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Nu va primi 100% din valoarea lor, ci 79,2%, urmând ca restul de 20,8% să meargă către stat, în fondul de asigurări de sănătate sau pensii. Astfel că fiecare persoană care intră în acest sistem va dobândi automat calitatea de asigurat. Ideea este privită cu ochi bun de potențialii contribuabili. N-ar fi rău, dar o idee nemaipomenită, vă dați seama, tot timp cât ministerul ține cu muncitorii, este ok, o idee bună. Toți trebuie să plătim, nu? Toți suntem datori să susținem statul, adică, de fapt, până la urmă, pe noi le susținem. Economiștii spun că va fi extrem de dificil de implementat. Nu o să convină nimănui persoană fizică să plătească astăzi taxe, considerând că va primea o pensie peste 10 de ani. Discutăm de comportamente situate în România, în sensul că o persoană fizică plătește la negru o altă persoană fizică. Dau exemplu cu bonele. Sunt o multitudine de părinți care nici măcar nu conștientizează că s-ar datora taxe pentru aceste sume. Potrivit datelor Institutului Național de statistică. În România, 1.200.000 de oameni prestează muncii domestice, majoritatea la negru. Turismul din Mamaia este distrus din cauza lărgirii plajei, cel puțin asta susțin afaceriștii de pe litoral, care au început să renunțe la contractele cu statul. Deja unul dintre ei a notificat Apele Române că a fost nevoit să ia această decizie pentru că nu mai poate să-și continue activitatea. În ultimele săptămâni, turiștii s-au plâns că apa este prea adâncă la mal, că șezlongurile sunt prea departe de apă și că nisipul adus de pe plajă nu este fin. Aici avem pământ, un nisip foarte ciudat, și scoica multă. Suntem la 70-100 de metri de la plajă. În mod normal aici trebuie să fie nisip, nu scoica. Scoica de regulă e acolo. Cele mai mari necazuri sunt în Mamaia Nord, pe plajele cele mai bune, care de-a lungul anilor și-au căpătat renumele de lux. Clienții nu doresc să stea pe zona de faleză, în condițiile în care apa este la 300 de metri distanță și ca să ajungi la ea e un calvar. Aici nu ai cum să stai cu cearceaful. Acest nisip format din scoică, în proporție de 90%, a devenit beton. După două ploi, el este beton. Aceriștii de pe litoral își pierd clienții în condițiile în care mulți turiști preferă să meargă la plajă în Novodari. Operatorii de plajă din Mamaia Nord încep să renunțe la contractele de închiriere cu Apele Române, cărora le plăteau bani grei în fiecare an. Eu consider că am fost afectat în activitatea pe care o am în zona Mamaia Nord, unde s-a făcut marire plajă de 300 de metri și am cerut administrația a apelor, a BADL, suspendare pentru acest an contractul, până când se vor găsi soluții de a putea gestiona această plajă. Ne-am gândit cu toții și asta ar fi fost cea mai bună soluție, să renunțăm toți. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Toți clienții pe care i-am adus cu multe eforturi timp de 18 ani s-ar muta în Grecia și în Bulgaria, unde ar găsi servicii de calitate, serviciile pe care le așteaptă. Ne-am bucurat când plajele de pe litoral au fost extinse, dar bucuria s-a transformat în inconvenient. Lărgirea plajei a creat practic un teritoriu nou pentru România, dar a adus și o problemă nemai întâlnită. Aceste suprafețe nu sunt cadastrate, nu figurează în acte și deci nu pot fi concesionate. Noile sectoare de plajă nu pot fi închiriate anul acesta, așa că șezlongurile rămân pe vechile fâșii, la mari și foarte mari distanțe față de țărmul mării. Îți iei două beri și ok. O bere o bei până la apă și o bere la apă. Eu, ca și mamă de copil, nu cred că este o idee genială. Acum, copilul meu știe să nuate fără probleme și mă vedeți că stau aici și nu stau pe plajă. Deci nu pot să stau liniștită pe plajă, stau aici și îl urmăresc. Coicile te rup la picioare. Intrarea în apă este foarte abruptă, deci riscul de înnec este mult mai mare. În urma lucrărilor de extindere, stațiunea Mamaia are din acest sezon estival o suprafață de plajă nouă de peste 50 de hectare. Noi cazuri de infectare cu tulpina Delta au fost confirmate în România. 8 pacienți infectați cu această mutație sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Cât de contagioasă este varianta Delta, ne spune colega noastră Daria Diaconiuc. Bună dimineața, Daria. Ce spun medicii? Daria. Bun găsit! Mai întâi de toate să spunem că vorbim de pacienți din zona Moldovei, vorbim de 7 pacienți din 2 focare din județul Bacău, 2 focare separate și un caz din județul Iași, primul de acest tip, un bărbat din Pașcani care a ajuns cu o formă severă aici la Spitalul de Boli Infecțioase, cel din spatele meu, o formă severă, asta pentru că nu era vaccinat, după cum spune managerul Spitalului Ieșean, dr. Florin Roșu.
și de aceea se face un apel la vaccinare. Vaccinarea împotriva COVID-19 practic reduce riscurile de infectare, de internare, de complicații și, bineînțeles, cel de deces. Vorbim de o tulpină extrem, extrem de contagioasă, cea mai contagioasă dintre ele. Este cu peste 60% mai contagioasă decât tulpina britanică, după cum spun medicii. De aceea aceștia fac în continuare apel la vaccinare, la prudență și la respectarea regulilor despre care tot am vorbit până acum. Iată că sunt tot mai multe cazuri și acestea 8 din zona Moldovei și, din păcate, vorbim și de 2 decese, 2 bărbați din județul Bacău, de 35 și 62 de ani. Asta după ce, în urmă cu 2 săptămâni, a murit, vorbim de primul caz de deces în acest sens, un bărbat de 72 de ani din Pitești. Se transmite extrem de ușor, mult mai mult chiar decât varianta din Marea Britanie. Din fericire nu e mai agresivă, dar fiind multe cazuri, de aici se selectează și formele severe. Există riscul ca, într-adevăr, în viitorul apropiat, ea să ajungă să fie predominantă în Europa și vorbim și de România. Eficiența este ceva mai scăzută în raport cu variantele virale inițiale și, în mod logic, în momentul în care virusul stă mai mult timp în circulație, apar mai multe mutații și, la un dat, pot să apară interferențe cu variantele de vaccin. Primul mormânt neolitic din centrul orașului Cluj-Napoca a fost descoperit în pivnițele palatelor statusului romano-catolic. Săpătura la aproape 6 metri față de nivelul solului le-a oferit arheologilor o șansă rară să descopere rămășițele unei femei mormântate cu sute de mărgele, brățări, dar și un inel de os. Colega noastră, Andreea Stan, știe mai multe despre această descoperire. Bună dimineața, Andreea, te ascultăm. Bună dimineața. Bună dimineața! Așa este, mormântul datează din perioada neolitică, aproximativ cu 5.000 de ani înaintea erei creștine. Descoperirea este una de excepție, pentru că pe lângă vasele ceramice găsite, persoana decedată era împodobită cu mărgele la gât, la brațe și pe genunchi. Avea și 2 brățări pe brațe, o bentiță cu năsturei pe cap și un brâu din șiraguri de mărgele. Toate podoabele par a fi confecționate din scoica spondilus. Iată că s-a dovedit a fi, în final, un mormânt preistoric. Clădirea în care s-a descoperit acest mormânt a fost construită între anii 1898 și 1902. Practic, în ultimele luni s-a amenajat una dintre pivnițele palatelor statusului romano-catolic din centrul Clujului, pentru că acolo a fost făcută descoperirea și așa a început totul. Mormântul urmează să fie cercetat și prelucrat de către specialiști, iar scheletul va fi analizat antropologic pentru a-i se determina vârsta exactă. Atât de aici, la revedere! O avem alături de noi pe Maria. Bine ai venit, Maria. Bine v-am găsit. Bună dimineața, vă spun și vouă și celor. Maria, vorbim de finală? Da, vorbim de finală. Știți expresia aceea care nu place nimănui, v-am spus eu? Da. Cine a spus? V-am spus Daniel? Eu că Italia-Anglia va fi finala, după ce Anglia a învins aseară Danemarca cu 2-1. Din păcate, aș spune eu, Danemarca ai văzut că penaltiul ăla nu era tocmai penalti. Exact. Anglia oricum a fost declarată de UEFA ca fiind campioană. Deci despre ce vorbim? Danemarca a deschis scorul cu 1-0 printr-o lovitură liberă, incredibilă, aș spune eu, a unui puș de vreo 20 și puțin de ani. Urmând mai apoi ca capitanul danez să își dea autogol. Na, a fost un ghinion. Moment puțin, da, de ghinion. Șanse. Și mai apoi, da, penaltiul nemeritat, dar mai multe informații imediat după generic. Ai văzut ce dimineață senină? De ce crezi? A venit Marina. A fost senin și ieri, de ce? Bine, când Marina mare, soarele răsare. Ce frumos ați spus. Bună dimineața, bună dimineața și celor care ne privesc. Cu vreme caldă vin, foarte caldă chiar. E firesc, de unde vii e normal să aduci vreme caldă, dar mi-e trământ foarte caldă. Da. Avem astăzi cod galben de caniculă în vestul și în sud-vestul țării, așa că aveți grijă de voi și protejați-vă, căutați locurile cu umbră și, bineînțeles, pe cele cu aer condiționat. Și în Europa, să știți că va fi foarte cald și o să vedeți imediat unde avem cod roșu de caniculă. Cod roșu? Arată-ne. Wow!
În mare parte din continent, vremea va fi instabilă. Ploi abundente cu vijelii sunt așteptate în zona centrală a Europei. Mai vin ceva averse și prin vest și nord-vest, dar și în zona Mării Negre. În rest, vremea va fi frumoasă. În sud, în est și în zona central-estică se va încălzi foarte tare. În Ungaria și Serbia chiar a fost emis un cod roșu de temperaturi ridicate. Mergem acum și în țara noastră. Se menține canicula și astăzi, în vest și în sud-vest, așa că și disconfortul termic va fi accentuat. Destul de cald va fi și în celelalte zone, în Transilvania, în Moldova și, de asemenea, în Muntenia. După amiaza vor fi în norări cu averse în sud, în est și în zonele centrale, iar maximele pornesc de la 24 de grade și se opresc pe la 38, cu cele mai ridicate valori prin Banat. În București vor fi temperaturi normale pentru această perioadă, cu înnorări după amiaza și seara, când sunt anunțate averse, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului. Astăzi, temperatura va urca până la, iată, 29 de grade. Mâine se anunță o zi călduroasă, temperatura urcă până la 31, chiar 32 de grade. Iar prima zi de weekend aduce vreme frumoasă, cu cer mai mult senin și o temperatură maximă ce va ajunge până la tot 31 de grade. Cam atât pentru moment, ora viitoare vin și cu alte detalii. Irina, Daniel, abia așteptăm. Mulțumim tare mult! Dacă urmărești programele Prima, vei găsi cuvintele indicii. Înscrie două dintre ele diferite pe primatv.ro în secțiunea dedicată concursului și poți fi câștigător. Aici, în Focus la Prima Oră, aflăm fiecare dimineață cine este cel care a luat premiul din ziua anterioară. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Cele mai populare jocuri video românești sunt reduse acum cu până la 80%. Mai multe detalii despre săptămâna reducerilor în materie de jocuri video aflăm la Trend IT după publicitate la Focus la Prima Oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei. Mașinile electrice vor fi mai ieftine de produs decât vehiculele cu combustibil fosil până în 2027. Costul scăzut al producției de baterii, combinat cu liniile dedicate din fabricile auto, va face ca prețul fabricării mașinilor electrice să fie mai mic decât cel al mașinilor convenționale, chiar înainte de orice subvenții guvernamentale. Dezvoltatorul bateriei aluminiu ion susține că viteza de încărcare este de 60 de ori mai mare decât cea a bateriei litiu ion. GMG, compania dezvoltatoare, intenționează să aducă pe piață bateriile la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, urmând să producă și baterii cu aplicabilitate în domeniul auto la începutul anului 2024. Am revenit, doamnelor și domnilor. Mai multe jocuri video populare dezvoltate în România și în țările vecine sunt disponibile cu reduceri considerabile pe o platformă online. Cred că trebuia să anunțăm asta. Este pentru băieții și bărbații de toate vârstele. Cât mai țin reduceri și care sunt cele mai căutate jocuri, vedem chiar acum la Trend IT alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit tuturor! Săptămâna este pe sfârșit și la fel și cele mai mari reduceri în materie de jocuri video românești. Promovate pe cea mai mare platformă de jocuri video din lume, doar până diseară, vă mai puteți bucura de jocuri reduse cu până la 80%. Mai multe informații despre acest subiect ne oferă Andreea Per, director executiv al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Bianca! Mulțumesc pentru că m-ai invitat! Mulțumesc că ai acceptat și tu invitația. Andreea, să înțeleg că noi trebuie să ne grăbim. Da. Sunt ultimele ore de Steam Summer Sale. Summer Sale-ul cel mai mare al magazinului online de jocuri video pe PC, Steam. Bineînțeles că dezvoltatorii români nu au pierdut șansa de a
se promova și de a oferi la preț redus jocurile lor care sunt pe PC și pe această platformă pe Steam. Și vreau să vă prezint câteva jocuri foarte, foarte faine pe care le puteți lua cu 75%, 50%, 80% reducere până diseară. Perfect, te ascult. Aș începe cu Gibbous, a Cthulhu Adventure. Gibbous este un puzzle adventure game extraordinar, foarte amuzant, realizat de o echipă tânără și foarte frumoasă din Târgu Mureș. Este un joc care a fost primit extraordinar la nivel mondial pentru fanii de gen. Și este setat chiar în Transilvania, deci mai ales pentru români o să fie destul de fun să încercați să-l jucați. Aș vrea să mai menționez Move or Die. Move or Die este un party game pe care îl puteți juca multiplayer, dar local. Împreună cu familia, împreună cu prietenii, este foarte, foarte amuzant și acesta și este, de altfel, cel mai de succes joc făcut vreodată în România. Chiar dacă nu se află la reducere în acest moment, pentru că încă nu a apărut, aș vrea neapărat să menționez pe pagina noastră de jocuri românești Unbound Worlds Apart, care este un puzzle adventure game extraordinar de frumos lucrat, cu imagini foarte frumoase, realizate de una dintre cele mai bune artiste 2D și 3D din România, Olga Ciob. Unbound se va lansa la sfârșitul lunii, deci dacă sunteți pe Steam, încercați să vă faceți un wishlist, să vă anunțe în momentul în care se lansează jocul. Sunt jocuri care se adresează mai multor jucători în același timp. Da, nu toate. De exemplu, Unbound este într-adevăr single player, dar te poți juca cu copilul pentru că îl poți ajuta sau te poate ajuta el pe tine. Dar da, multe dintre jocurile din România sunt multiplayer, așa e. Care este cel mai căutat joc video românesc la ora actuală? Clar, cel mai căutat joc video românesc la ora actuală este Door Kickers 2. Door Kickers 2 Task Force North este un joc de strategie foarte, foarte bun. Are o bază de fani foarte mare și foarte înfocată, pentru că Door Kickers 1 a dovedit foarte multe. Door Kickers 1 este în momentul ăsta jucat inclusiv de echipe de SWAT din America sau din lume, care doresc să se joace pentru relaxare sau pentru training inclusiv, deci este atât de bine făcut. Vă pot spune de exemplu că Door Kickers 1 are o reducere de 80% în acest moment și de la 18,99 de euro a ajuns la 3,79 de euro. Deci puteți încerca un joc tactic extraordinar cu doar 3,79 de euro și implicit ajuta prin asta dezvoltarea industriei de jocuri video din România. Pentru cei care vor să se joace jocuri 18+, avem un rogue first person shooter foarte interesant, care se cheamă Positron X, care iar impresionează prin arta 3D pe care o înfățișează. Și urmează un joc extraordinar de jucat în familie, de altfel este și realizat de o familie, se cheamă Raiders of the Lost Island, este un joc cooperativ, dar și competitiv în același timp. Te afli pe o insulă care este pe punctul de a se inunda, trebuie să cooperezi alături de colegii tăi să construiești o barcă, dar în același timp trebuie să găsești diferite comori de pe insulă, pentru că în momentul în care vei reuși să construiești barca cu prietenii tăi, dacă ați fost salvați, va câștiga cel care a lutat, se zice lut, cele mai multe comori. Aș mai vrea să menționez de un joc single player, se cheamă Interrogation, You Will Be Deceived. Te pui în pielea unui detectiv și îi pui diferite întrebări numeroșilor suspecți în cazul unei crime,
pentru a afla, într-un sfârșit, cine a săvârșit crima respectivă. Mulțumesc, Andreea! Mulțumesc foarte mult, Bianca, pentru acest moment. Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând! Campania pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova este una presărată cu violențe și injurii. De această dată, Dorin Chirtoacă, fostul primar al Chișinăului, a primit o palmă peste față de la socialistul Alexandru Ondițov. Incidentul s-a produs ieri în timpul unui protest organizat de AUR la sediul PSRM. Și este pentru prima dată când violențele au luat locul dialogului. Duminică, la mitingul organizat de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, unul dintre membrii AUR a atacat un polițist și a provocat altercații între unioniști și oamenii legii. Tot atunci, Dorin Chirtoacă a vrut să-l atace pe Igor Dodon, dar a lovit din greșeală un deputat socialist. Fostul președinte american Donald Trump a anunțat că va da în judecată Facebook, Twitter și Google. Trump acuză că acestea l-au cenzurat pe nedrept, iar acest lucru ar fi neconstituțional. Facebook a suspendat în iunie pentru 2 ani contul deținut de fostul președinte. Decizia a venit după ce fostul lider de la Casa Albă își încurajase susținătorii în timpul asaltului de la Capitoliu. Aceeași explicație a oferit-o și reprezentanții Twitter atunci când i-au impus lui Donald Trump interdicția. Miliardarul avea aproape 89 de milioane de urmăritori pe Twitter, 35 de milioane pe Facebook și vreo 24 de milioane pe Instagram. Atentat în Olanda, un cunoscut jurnalist de investigație a fost împușcat în cap pe o stradă din Amsterdam, chiar în momentul în care ieșea din sediul unei televiziuni. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, unde acum se luptă pentru viață. Poliția a arestat deja 3 suspecți, indivizii au fost reținuți pe autostradă, în timp ce încercau să fugă cu 2 mașini. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Momentul atacului armat a fost surprins de o cameră de supraveghere. La scurt timp, în jurul lui Peter de Vries s-au adunat zeci de persoane. Ging onderweg een beetje huilen onder ja, op de fiets een beetje. Ik voelde me nog steeds wel een beetje raar of zo, een beetje verdrietig of zo. En ja, ik kan het gewoon echt niet geloven gewoon wat er gebeurt. Hij geeft niet op, hij blijft doorgaan. Hij durft moeilijke zaken aan te kaarten en zich op moeilijke paden te begeven en ja, hij tegen zware criminelen, waar de meeste mensen zich misschien niet aan wagen, maar hij wil toch de waarheid boven water krijgen. En presa olandeză relatează că din cele 6 glanțe trase asupra jurnalistului, 4 i-au atins capul. Într-o intervenție publică, regele olandez a catalogat această situație drept un atac asupra democrației. Aan het begin van deze laatste dag van staatsbezoek willen we toch heel graag ons ontsteltenis kenbaar maken voor de verschrikkelijke aanslag gisteren op Peter R. de Vries. Is een bijzondere journalist. En dit was een aanslag op de journalistiek. Hoeksteen van onze rechtsstaat. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat. De aanslag op Peter R. de Vries vanavond in Amsterdam is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist. Peter de Vries este un jurnalist cunoscut pentru anchetele sale cu privire la lumea interlopă olandeză. De-a lungul timpului, gazetarul a fost amenințat cu moartea în repetate rânduri. O pisică gigant a pus stăpânire pe capitala Japoniei, Tokyo. Știm, sună ca scenariul unui film SF. Însă este vorba doar de Shinjuku, o felină 3D care veghează metropola de la înălțime și prinde viață în fiecare dimineață la ora 7 pe un ecran LED uriaș de 150 de metri pătrați. Animația pe care o vedeți și dumneavoastră face parte dintr-o reclamă care a făcut în conjurul internetului. Clipul video are mai multe părți. Shinjuku se trezește, miaună, se întinde, doarme, adică programul obișnuit al unei pisici. Reclama realizată la o rezoluție 4K este proiectată lângă una dintre cele mai aglomerate stații de metro din Tokyo. Lansarea oficială a clipului va avea loc duminică, dar realizarea tehnologică uimește deja trecătorii și internauții. Absolut senzațional. Aceasta a fost de altfel și prima oră de focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la OpFix. Rămâneți alături de noi. Delta și cu o victimă din cauza variantei Delta și acum în Iași 8 cazuri confirmate. Deci asta înseamnă că putem să ne așteptăm în toamna la surprize neplăcute. Da.
Am revenit, ora 8, doamnelor și domnilor. Iată care sunt principalele știri ale acestei dimineți. Urmărire ca în filme în Botoșani. Un polițist a apărut pe urma unor spărgători de bancomate, era alături de fiul său în mașină în timpul liber și mergeau la doctor. Un bărbat din Argeș și-a omorât soția, apoi s-a ascuns în podă unde a fost ridicat de polițiști. Femeia reclamase și în trecut că era agresată de soț. Actele de violență în școli sunt din ce în ce mai des întâlnite. Două fete și un băiat, elevi ai unui liceu din Tecuci, au fost filmați în timp ce își împărțeau pumni și picioare. Motivul ar fi fost o relație amoroasă. Și varianta Delta a început să se răspândească și în România. În două județe din Moldova au fost raportate 8 noi cazuri de infectare cu tulpina indiană. Școala s-a terminat, dar imagini cu violențe între elevi continuă să apară în spațiul public. De această dată, scenele pe care le veți vedea sunt filmate într-o sală de clasă de la Colegiul Național de Agricultură și Economie din Tecuci. Conflictul se desfășoară între două fete și un băiat care au fost filmați în timp ce își împărțeau pumni și picioare în timpul unei pauze. Și nu vreun comentariu al unei nuvele a fost cauza, ci o banală discuție cu privire la o relație amoroasă. Scandalul s-a încheiat cu un dosar penal și cu medii scăzute la purtare. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De la ce s-au luat? De la niște jigniri, niște discuții. De relația uneia dintre ele cu un băiat, nu știu, ceva de legat de băieți, de prietenii, de iubiri. La dispută a luat parte și un al treilea elev, fratele Geamăn, al uneia dintre combatante. Momentul a fost filmat de colegii de clasă. La scurt timp, imaginile au devenit virale pe internet. Inspectoratul școlar a declanșat deja o anchetă. Toți elevii implicați în altercație vor fi sancționați. Fiind însă un act de violență, probabil că se va scădea destul de mult nota la purtare. Fiind în clasa a 10-a, nu e vorba despre exmatriculare. Polițiștii fac și ei cercetări. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tecuci s-au autosesizat și au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Oamenii legii încearcă să stabilească cu exactitate câți elevi au luat parte la conflict, precum și împrejurările în care a avut loc acesta. Plajele lărgite, deși ar fi trebuit să ajute la dezvoltarea turismului de pe litoral, nu au făcut altceva decât să transforme vacanța celor de la mare într-o experiență mai puțin plăcută. Care sunt nemulțumirile turiștilor, aflăm în scurt timp la Focus la prima oră. Până atunci vorbim despre o crimă șocantă dintr-o localitate din județul Argeș. Dar, dincolo de asta, poate mai șocantă este declarația bărbatului care și-a omorât soția, citez, din plăcere. Cel care a anunțat pe polițiști a fost fiul celor doi, în timp ce suspectul se ascundea în podul casei, în speranța că nimeni nu-l va găsi. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De ce v-ați omorât soția? Ce a avut cu ea? De plăcere. Nu vă pare rău? Nu! Sunt cuvintele celui cu care femeia era căsătorită și împreună cu care avea un băiat de 40 de ani. Pentru că era extrem de gelos, într-un moment de furie, bărbatul și-a înjunghiat soția, iar mai apoi a lovit-o în cap cu un obiect dur. S-a întâmplat în localitatea Păienarii de Argeș, iar femeia a fost omorâtă în timp ce fiul lor de aproape 40 de ani dormea într-o altă cameră. Imediat după crimă, bărbatul în vârstă de 68 de ani s-a ascuns în podul casei, de unde a fost ridicat de autorități. Ce motivație a avut? Da, să nu pățesc și tu tot așa. Vecinii sunt îngroziți de ceea ce s-a întâmplat. Se certau. Altceva ce? Care era motivul? Păi da, în gelozie. Fost gelos de tânăr. Întotdeauna a fost gelos, da, așa? Da. Dar avea motive sau? Nu, avea. Eu nu știu dacă femeia asta a avut vreo masă sau ceva. V-ați fi așteptat să o omoare? Nu. Femeia avea 64 de ani și nu a fost pentru prima dată când a fost lovită violent de soț. Anul trecut ea a sunat la 112 și a chemat poliția pentru că nu mai putea suporta bătăile la care era supusă. Ulterior însă cei doi s-au împăcat. Acum anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor. O femeie din sectorul 2 al capitalei, în vârstă de 42 de ani, a ajuns la spital plină de sânge după ce a fost lovită cu sălbăticie de un vecin. Scenele pe care urmează să le urmăriți sunt filmate chiar la intrarea în blocul în care locuiau amândoi. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Martorul acest incident șocant a fost chiar fetița victimei. Femeia a mărturisit că acest conflict durează de aproape 2 ani, iar agresorul îi lasă frecvent în fața ușii mesaje rasiste și jignitoare. Din spusele victimei, vecinul este nemulțumit de zgomotul pe care îl face fiica sa în apartament. Bărbatul agresiv a fost reținut aseară de polițiștii secției 9 pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.
A sperat că va fi recunoscut și iertat, dar în schimb a fost amendat. Cristian Ciocan, fostul purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, a fost amendat cu aproape 6.000 de lei de agenții de la rutieră. Domnule, vă rog foarte mult, din acest moment vreau să discut cu orice altă persoană, numai cu dumneavoastră, nu. Deci, v-ați spus cine vreți. V-ați spus că sunt coleg, ați făcut acel cerc. Nu vă străbesc pe mine aceste aspecte că sunt am înțeles. Eu v-am spus cine sunt, m-am declinat identitatea, tocmai ca să înțelegeți cine sunt. Eu ies de sub duș și mă duc la un televizor să mă răspăt în partea poliție. Dacă zic că nu aveți UTP și asigurări la mașină, ce v-ați urcat documente, nu le aveți. Care e problema, înțeleg? E mașina tatălui meu, ce vreți mai mult de atât, v-ați făcut moral. Comisarul șef a fost oprit de oamenii legii după ce a intrat pe o stradă cu acces interzis. După verificări, polițiștii secției 4 au descoperit că mașina pe care o conducea avea ITP-ul expirat încă din 2018, nu avea asigurare de răspundere civilă și îi lipsea una din plăcuțele de înmatriculare. Doi tineri din Hedinți au încercat să scape de poliție și, precum în filmele de acțiune, au fost urmăriți cu focuri de armă prin lanul de porumb. Poate mai interesant este faptul că șeful de post din localitatea Verești, județul Suceava, care i-a urmărit pe cei doi, se afla în timpul liber. Ei intraseră în vizorul oamenilor legii după ce au jefuit casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Botoșani. Cu mai multe detalii despre acest caz vine colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Bună dimineața! Cei doi tâlhari au venit tocmai din județul Mehedinți cu scopul de a jefui mai multe bancomate din Botoșani. Aceștia au încercat să dea spargerea noaptea trecută, însă nu le-a ieșit, așa că au schimbat imediat planul. La primele ore ale dimineții, echipați cu cagule, s-au îndreptat către casa de ajutor reciproc a pensionarilor din oraș. Aici au dat buzna în instituție, însă până să apuce să ia vreun ban, un angajat a apăsat butonul de panică și i-a pus pe cei doi pe fugă. Aceștia au plecat în viteză către Suceava și au reușit chiar să spargă un baraj rutier făcut de polițiști la granița dintre cele două județe. O mașină de poliție a plecat în urmărirea lor, însă pe drum s-a ciocnit de o alta, a cărui șofer nu a acordat prioritate, iar astfel tâlharii și-a pierdut urma. Asta până când șeful de post din Verești, care aflase despre urmărire și caracteristicile mașinii, a văzut vehiculul gonind prin localitate și a plecat după el. Bărbatul se afla în timpul liber cu mașina personală cu care chiar își transporta fiul de 9 ani la spital. Chiar și așa, acesta și-a făcut datoria, anunțând imediat inspectoratele de poliție din Suceava și din Botoșani pentru concentrarea tuturor forțelor către Verești. A fost trimis inclusiv un elicopter MAI pentru ca, într-un final, să fie prinși cei doi tineri într-un lan de porumb de pe un drum pietruit pe care au intrat aceștia, disperați fiind probabil. După toate faptele comise, aceștia riscă să intre acum la închisoare. Mai sunt bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni împotriva patrimoniului și de acte de violență atât în județul Mehedinți cât și în Botoșani. Acum organele legii urmează să le stabilească soarta în perioada următoare. Atât de aici, la revedere! Ceea ce ar fi trebuit să ajute turismul, și anume lărgirea plajelor din Mamaia, pare a fi un eșec răsunător. Cel puțin așa susțin afaceriștii de pe litoral, care au început să renunțe la contractele cu statul. Deja unul dintre ei a notificat Apele Române că a fost nevoit să ia această decizie pentru că nu mai poate să își continue activitatea. În ultimele săptămâni, turiștii s-au plâns că apa este prea adâncă la mal, că șezlongurile sunt prea departe de apă și că nisipul adus pe plajă nu este fin. Aici avem pământ, un nisip foarte ciudat și scoica multă. Suntem la 70-100 de metri de la plajă. În mod normal aici trebuie să fie nisip, nu scoica. Scoica de regulă e acolo. Cele mai mari necazuri sunt în Mamaia Nord, pe plajele cele mai bune, care de-a lungul anilor și-au căpătat renumele de lux. Clienții nu doresc să stea pe zona de faleză, în condițiile în care apa este la 300 de metri distanță și ca să ajungi la ea e un calvar. Aici nu ai cum să stai cu cearceaful. Acest nisip format din scoică, în proporție de 90%, a devenit beton. După două ploi, el este beton. Afaceriștii de pe litoral își pierd clienții în condițiile în care mulți turiști preferă să meargă la plajă în Novodari. Operatorii de plajă din Mamaia Nord încep să renunțe la contractele de închiriere cu Apele Române, cărora le plăteau bani grei în fiecare an. Eu consider că am fost afectat în activitatea pe care o am în zona Mamaia Nord, unde s-a făcut marire plajă de 300 de metri și am cerut administrația apelor, ABADL, suspendare pentru acest an contractul, până când se vor găsi soluții de a putea
gestiona această plajă. Ne-am gândit cu toții și asta ar fi fost cea mai bună soluție, să renunțăm toți. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Toți clienții pe care i-am adus cu multe eforturi timp de 18 ani s-ar muta în Grecia și în Bulgaria, unde ar găsi servicii de calitate, serviciile pe care le așteaptă. Ne-am bucurat când plajele de pe litoral au fost extinse, dar bucuria s-a transformat în inconvenient. Lărgirea plajei a creat practic un teritoriu nou pentru România, dar a adus și o problemă nemai întâlnită. Aceste suprafețe nu sunt cadastrate, nu figurează în acte și deci nu pot fi concesionate. Noile sectoare de plajă nu pot fi închiriate anul acesta, așa că șezlongurile rămân pe vechile fâșii, la mari și foarte mari distanțe față de țărmul mării. Îți iei două beri și ok. O bere o bei până la apă și o bere la apă. Eu ca și mamă de copil nu cred că este o idee genială. Acum copilul meu știe să nuate fără probleme și mă vedeți că stau aici și nu stau pe plajă. Deci nu pot să stau liniștită pe plajă, stau aici și îl urmăresc. Coicile te rup la picioare. Intrarea în apă este foarte abruptă, deci riscul de înnec este mult mai mare. În urma lucrărilor de extindere, stațiunea Mamaia are din acest sezon estival o suprafață de plajă nouă de peste 50 de hectare. Încet, dar sigur, vom vorbi din ce în ce mai mult despre varianta Delta SARS-CoV-2. Și asta pentru că noi cazuri de infectare cu tulpina Delta au fost confirmate în România. 8 pacienți infectați cu această mutație sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Cât de contagioasă este varianta Delta? Ne poate spune colega noastră Daria Diaconiuc. Daria, bine te-am regăsit. Bună dimineața. Te ascultăm. Bine v-am regăsit și eu. Este foarte contagioasă, cu peste 60% mai contagioasă decât cealaltă tulpină, tulpina britanică, după cum spun cercetătorii. Și iată că vorbim de 8 cazuri în zona Moldovei. Sunt 7 bărbați din 2 focare separate din județul Bacău, un caz din județul Iași, mai exact din Pașcani, cea mai gravă infectare cu tulpina Delta de până acum. Acest bărbat a stat la terapie intensivă. Nu s-a vaccinat, a avut o formă severă, dar încet, încet el va ajunge la un alt salon, va fi scos de la ATI, că se pare că tratamentul își face efectul. Trebuie să ne vaccinăm, repet, medicii, pentru a scădea riscul de infectare și riscul de complicații, riscul de internare și, de ce nu, riscul de deces. Este singura soluție practică de a scăpa încet, încet de această tulpină. O tulpină care, așa cum spuneam, este mult mai contagioasă și medicii deja se așteptau să apară aceste cazuri. Iată că unele dintre ele au apărut la persoane care nu au fost vaccinate, așa cum vă spuneam. Se pot vaccina aceste persoane la centrele unde există vaccinare fără programare în județul Iași și nu numai, în toată țara. În ceea ce privește decesele, vorbim și de acestea, 2 decese consecutive la 2 persoane de 35 și 62 de ani din județul Bacău. Asta după ce în urmă cu 2 săptămâni vorbeam de primul deces legat de tulpina Delta, un piteștean de 75 de ani. Se transmite extrem de ușor, mult mai mult chiar decât varianta din Marea Britanie. Din fericire nu e mai agresivă, dar fiind multe cazuri, de aici se selectează și formele severe. Există riscul ca, într-adevăr, în viitorul apropiat, ea să ajungă să fie predominantă în Europa și vorbim și de România. Eficiența este ceva mai scăzută în raport cu variantele virale inițiale și, în mod logic, în momentul în care virusul stă mai mult timp în circulație, apar mai multe mutații și, la un moment dat, pot să apară interferențe cu variantele de vaccin. Primul mormânt neolitic din centrul orașului Cluj-Napoca a fost descoperit în pivnițele palatelor statusului romano-catolic. Săpătura la aproape 6 metri față de nivelul solului le-a oferit arheologilor o șansă rară să descopere rămășițele unei femei înmormântate cu sute de mărgele, brățări, dar și un inel de os. Colega noastră, Andreea Stan, știe mai multe despre această descoperire. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Așa este, mormântul datează din perioada neolitică, aproximativ cu 5.000 de ani înaintea erei creștine. Descoperirea este una de excepție, pentru că pe lângă vasele ceramice găsite, persoana decedată era împodobită cu mărgele la gât, la brațe și pe genunchi. Avea și 2 brățări pe brațe, o bentiță cu năsturei pe cap și un brâu din șiraguri de mărgele. Toate podoabele par a fi confecționate din scoica spondilus. Iată că s-a dovedit a fi, în final, un mormânt preistoric. Clădirea în care
s-a descoperit acest mormânt a fost construită între anii 1898 și 1902. Practic, în ultimele luni s-a amenajat una dintre pivnițele palatelor statusului romano-catolic din centrul Clujului, pentru că acolo a fost făcută descoperirea și așa a început totul. Mormântul urmează să fie cercetat și prelucrat de către specialiști, iar scheletul va fi analizat antropologic pentru a-i se determina vârsta exactă. Atât de aici, la revedere! E momentul să mai aflăm câte ceva despre sport. Tot euro? Tot euro? Tot euro, dar vorbim puțin și de seara de aseară. Aha. De ce? Pentru că a fost inaugurarea stadionului tatăl din Ghencea. Da, a fost, da, și tata a fost super acolo mega și cântat. Frații mei au fost și acolo. Și îmi spuneai că ești mai puțin supărată când mai fost. Mai puțin, eu feratez tot ce e important. Dar cu mai multe important e că ești aici. Așa e, sunt alături de voi, este cel mai important. Dar cu mai multe detalii despre ce s-a întâmplat aseară, dar și alte informații din sport, imediat după generic. Ne trebuie o masă mai mare. De ce? Ia uite cum s-a instalat așa frumos Marina. Să fii sigură că toate temperaturile vin, nu? Adică una, două. Bine reveni, Marina. Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit. Cu vești bune pentru unii locuitori, pentru că în vestul țării, dar și în sud-vestul țării, avem cod galben de caniculă astăzi. Așadar, multă hidratare avem nevoie și, bineînțeles, căutăm locurile cu umbră. O trimitem pe colega la Timișoara cu avionul. Da, mă hidratez și am plecat. La noi, să știți că, uite, în acest moment avem 23 de grade în București, dar temperatura astăzi urcă până la 29 de grade. Să vedem. Să vedem. Tot ce știi. Bine. Se menține canicula și astăzi în vest și în sud-vest, așa că și disconfortul termic va fi accentuat. Destul de cald va fi și în celelalte zone, în Transilvania, în Moldova și de asemenea în Muntenia. După amiază vor fi norări cu averse în sud, în est și în zonele centrale, iar maximele pornesc de la 24 de grade și se opresc pe la 38. Cele mai mari valori vor fi prin Banat. Și ziua de vineri aduce vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Iar în vest și în sud-vest ne vom confrunta din nou cu canicula. Cei din Câmpia de Vest, de asemenea din dealurile de vest, dar și din Câmpia Română, vor simți cel mai tare disconfortul termic. După amiaza și seara sunt anunțate averse cu tunete și fulgere în partea de nord-vest, dar și prin vestul țării sunt așteptate așa câteva ploi. Maxima ajunge până la 36 de grade. În București vor fi temperaturi normale pentru această perioadă, cu norări după amiaza și seara, când sunt anunțate averse, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului. Astăzi, temperatura urcă până la, iată, 29 de grade. Mâine se anunță o nouă zi călduroasă, temperatura urcă până la 31, chiar 32 de grade. Iar prima zi de weekend aduce vreme frumoasă, cu cer mai mult senin și o temperatură maximă ce ajunge până la 31 de grade. Să vedem acum și vremea de la munte. Dacă plănuiți o drumeție, să știți că vremea rămâne capricioasă astăzi. Mai ales în a doua parte a zilei vor fi averse, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului. La Sinaia și Predeal, după cum puteți vedea, vor fi 20 de grade, iar la Stâna de Vale așteptăm 25 de grade. Ora viitoare vă spun și cum o să fie la mare. Deocamdată mă întorc la Irina și Daniel. E, aici sunt interesată. La mare depărtare de casă. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Prima TV te provoacă la concurs și te trimite în vacanța așteptată. Uită-te la Prima TV, prinde cuvintele indicii din timpul programelor și poți câștiga zilnic un premiu în bani. Marele premiu al concursului Veri îți oferă o experiență unică, un sejur ultraul inclusiv în Antalya, Turcia. E timpul să ai o vară dincolo de cuvinte. Astăzi aflăm numele unui nou câștigător al concursului Premii pe Cuvânt la Focus la Prima Oră. Să ne crezi pe cuvânt, pentru că dăm premii pe cuvânt. Aveți un motiv în plus, așadar, să rămâneți pe Prima TV. O dantură frumoasă este esențială pentru un aspect estetic plăcut, dar și pentru sănătate. Cum trebuie să aveți grijă în mod corespunzător de dinții dumneavoastră pentru a evita bolile dentare, aflăm după publicitate la Focus la Prima Oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei. Mă
mașinile electrice vor fi mai ieftine de produs decât vehiculele cu combustibil fosil până în 2027. Costul scăzut al producției de baterii, combinat cu liniile dedicate din fabricile auto, va face ca prețul fabricării mașinilor electrice să fie mai mic decât cel al mașinilor convenționale, chiar înainte de orice subvenții guvernamentale. Dezvoltatorul bateriei Aluminiu Ion susține că viteza de încărcare este de 60 de ori mai mare decât cea a bateriei Lithiu Ion. GMG, compania dezvoltatoare, intenționează să aducă pe piață bateriile la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, urmând să producă și baterii cu aplicabilitate în domeniul auto la începutul anului 2024. Am revenit, doamnelor și domnilor, și vorbim în cele ce urmează despre un incendiu care s-a petrecut în această dimineață la un vagon cisternă încărcat cu 56 de tone de benzină. Respectivul incendiu s-a petrecut între Bușteni și Azuga. Vagonul făcea parte dintr-o garnitură formată dintr-un total de 22 de vagoane. ISU Prahova a intervenit cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și cu o ambulanță SMURD, iar în sprijinul acestora au venit și cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Vagonul a fost decuplat rapid de restul garniturii, iar la fața locului este așteptată o drezină pentru scoaterea liniei de sub tensiune. Traficul feroviar între Bușteni și Azuga este blocat. Dinții carias, un semn că organismul dumneavoastră este slăbit. Bolile dentare pot afecta sistemul digestiv și apoi întregul corp. Urmează Sănătate cu stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre. Bună dimineața! Un dinte cariat poate să însemne mai mult decât o problemă de sănătate orală. Acesta poate să indice prezența în organism a unor afecțiuni mult mai grave, precum diabet, pneumonie sau boli de inimă. Este un motiv în plus să trecem mai des pe la cabinetul stomatologic, deoarece un zâmbet frumos se va reflecta și într-o stare generală de sănătate mai bună. Cercetările recente au constatat o serie de legături între sănătatea orală și cea generală. Astfel, persoanele cu diabet sau boli de inimă au incidență mai crescută a parodontitei sau a afecțiunilor gingivale. Avem afecțiuni parodontale, avem în cazul femeilor gravide modificări hormonale care dau gingivite, mai ales la gravide sunt descrise aceste gingivite de sarcină. Avem osteoporoza cu modificarea metabolismului osos. Totodată, modificările stilului de viață, alimentație, stres, fumat, toate sunt legate de o carioactivitate foarte crescută și de modificări gingivale. Cu atât mai mult trebuie să aveți grijă de sănătatea orală dacă urmați anumite tratamente pentru boli sistemice. Unele medicamente pot determina apariția unor carii sau a unor inflamații la nivelul gingiilor. Avem, în primul rând, posibilitatea de a se modifica volumul gingival în cadrul unor tratamente medicamentoase. Modificarea volumului gingival vine la rândul său cu sângerare gingivală, cu probleme de ordin estetic, acumulare de placă bacteriană, deci sunt multe, multe aspecte. Avem anumite afecțiuni care modifică volumul salivar, sau să spunem fluxul salivar, și de aici avem iar o modificare și o carioactivitate foarte, foarte mare în cavitatea orală. Și stresul indus de pandemie, alături de modificarea stilului de viață, își spun cuvântul asupra zâmbetului nostru. Cu tratamentul adecvat, însă, bolile pot fi ținute la distanță. În primul rând, trebuie să avem controle frecvente la medicul stomatolog, poate mai frecvente decât acele controle de la 6 luni, ar trebui să le vedem undeva la 3-4 luni. Ar trebui alternate plimbările în aer liber pentru a asigura o oxigenare foarte bună și o destresare cât mai mult. De ce nu să colaborăm cu medicul psiholog?
Dacă aveți afecțiuni preexistente, nu ezitați să vă informați medicul dentist pentru ca acesta să aibă o imagine globală a stării dumneavoastră de sănătate și să vă ajute să rezolvați problemele specifice. Dacă e vară, e vacanța la mare, ore întregi pe plajă și un bronz de invidiat. Soarele în exces însă poate deveni dușmanul nostru. Care sunt regulile de aur pentru un bronz sănătos? Vom afla de la medicul dermatolog Mihaela Leventer. Bună dimineața! Bună dimineața, doamna doctor! Doamna doctor, când e cel mai bine să ieșim pe plajă? Noi recomandăm dimineața, să zicem de la ora 7 până spre ora 11 și apoi după amiaza de la ora 4 până când apune soarele. Adică ar trebui să evităm orele de maximă insolație, cele în care soarele este foarte puternic. Și chiar și în aceste intervale trebuie să folosim o cremă cu protecție ridicată? O cremă, o pălărie, o pereche de ochelari de soare, de ce nu? Mai ales o umbrelă, copiii ar trebui să nu fie uitați pe malul mării jucându-se în apă. Deci cu toate aceste mijloace de protecție plus crema, sigur putem să rezistăm ceva mai mult la lumină, dar să nu uităm că soarele sănătos este soarele luat cu porții mici. Ce înseamnă cu porții mici, doamna doctor? Chiar asta doream să vă întreb. Adică stau la soare în intervalul 7-11 fără probleme, fără limite, nu mă ascund de nicio culoare? Sau fac niște pauze, exact cum spuneți dumneavoastră, porțiile acelea mici? Adică ar fi de preferat concedii, să zicem, mai lungi pe litoral decât expuneri din acestea rapide. Mă duc în weekend, stau câteva ore, iau tot soarele pe care pot să-l culeg pe pielea mea și apoi să mă întorc acasă. Asta înseamnă porție, putem să stăm acolo câte o oră, o oră jumate, iarăși să ne intrăm în zona de umbră și din nou să ne expunem. Deci încet, încet și o zi pe alta putem să creștem această perioadă de expunere la lumină. Pielea suferă, deși dumneavoastră spuneți să avem un bronz de invidiat. Bronzul, de fapt, este o reacție de apărare a pielii împotriva expunerii la radiația luminoasă. Doamna Leventer, vorbeați ceva mai devreme despre copii, dar mă gândesc că e important și pentru adulți să știe. La ce interval trebuie reaplicată crema aceasta cu protecție? În general, două ore și după două ore ar trebui reaplicată, pentru că, deși pe produs poate să scrie că rezistă, să zicem, 8 ore, să nu uităm că stăm așezați pe un prosop, intrăm în apă, ne întoarcem din apă, transpirăm și atunci produsul acesta cosmetic se diluează sau se șterge. Integritatea lui dispare și rămâne vulnerabil pe anumite arii de piele. De cele mai multe ori atunci când ne cumpărăm o cremă, trebuie să ne uităm la câteva lucruri, trebuie să ținem cont de câteva lucruri. Ați putea să ne spuneți care sunt acele elemente pe care trebuie să le avem în vedere? Produsele de fotoprotecție de cea mai bună calitate le găsim în farmacii. Deci produsele de farmacie trec printr-un control al producției și al ingredientelor. Ele trebuie să fie marcate conform legislației europene cu un SPF, factor de protecție, o cifră, care este în general de la 15, 30, 50 plus. Produsele care sunt inscripționate cu 100% vin cumva de pe piața americană, care nu este supusă aceleiași scări de măsură. Deci, în Europa, cremele 50 plus sunt cremele cu fotoprotecție maximă. Un alt amănunt la care ar trebui să ne uităm, să vedem gradul de protecție pe gazele luminoase. De exemplu, majoritatea au un grad înalt de protecție pentru ultravioletele B și mai redus pentru UVA. Există produse în farmacie pe care noi, dermatologii, le recomandăm celor care au trecut printr-un cancer de piele. Sunt produse care au un factor de protecție pe UVA înalt. Aici intră cumva până la 30, 32, 38%. Care sunt riscurile expunerii îndelungate la soare? În afara faptului că o știm cu toții, ne putem arde, pielea îmbătrânește, dar mă gândesc că lucrurile pot fi și mai grave de atât.
Ei, lucru de care ne temem și într-adevăr se întâmplă cu mare frecvență este cancerul de piele. Sunt multe forme de cancer de piele care pot să fie generate de expunerea aceasta îndelungată la lumină de-a lungul vieții. Deci nu este vorba de un efect imediat, ci de un efect cumulativ în timp. Carcinoamele cutanate, fie că sunt bază sau spinocelulare, apar îndeoseb pe pielea care este fotoexpusă, adică pe pielea care încasează radiație luminoasă accidental. De exemplu, pe scalp, adesea la bărbați se întâmplă lucrul acesta, marginea urechilor, pe față, mâinile. Și lucrul acesta se întâmplă de obicei spre maturitate, bătrânețe, când pielea pierde din capacitatea de rezistență și manifestă zonele de vulnerabilitate în care aceste cancere s-au format. Mulțumim tare mult! Melanomul este o altă formă de cancer de care ne temem, seamănă mult cu o aluniță, are un grad mare de mortalitate, de aceea faza bună păzește primejdia rea. Fotoprotecție și soare cu măsură. Mulțumim tare mult, mulțumim a fost alături de noi medicul dermatolog Mihai Leventer. Mulțumim tare mult pentru informații. Îți dai seama că mai sunt și oamenii care fug de soare pentru că se sperie de ce se poate întâmpla, cum spunea doamna doctor, cancerul de piele, dar pe de altă parte nici ei nu o duc bine, că e acolo o poveste cu vitamina D și mai e fardul pe timpul verii. Oare cu sau fără? Rămâne să ne mai întâlnim. Rămâne să ne mai vedem, așa este. Continuăm, investițiile în imobiliare sunt mereu surprinzătoare și asta deoarece oamenii vor să cumpere case cât mai mari cu un design unic. Noul trend în materie este locuința de tip loft, ce presupune un astfel de apartament, spune colegul nostru Constantin Ogriș. Vreau să vedem ce înseamnă reconversia unei clădiri publice să reușești să o aduci la un nivel de locuință de tip loft, dar și ce înseamnă o locuință de tip loft. Totodată, cât de accesibilă și profitabilă poate fi o astfel de investiție într-un apartament de tip loft. Te salut, Matei, bine ai venit în Focus la Prima Oră. Te salut, Constantin, mulțumesc mult de tot. Excelentă idee de business ați avut. Să iei o clădire publică la licitație și să reușești să-i faci o reconversie într-o clădire de locuințe de tip loft. De unde e ideea acestui proiect de tip loft? Am plecat de la principiu și de la o nevoie a mea. Îmi place foarte mult ideea de loft, o cunosc de mai multă vreme și am avut foarte mult noroc de clădire în sine, fiindcă mi-a permis înălțimea etajului să pot să integrez lofturi și ajutorul practic pe care l-am primit din partea proiectantului general în rezolvarea acestei probleme. Nu e foarte ușor, pentru că tu nu construiești o clădire de la început. Tu încerci să integrezi în ceva existent apartamente de tip loft, încerci să utilizezi și să aduci toate utilitățile necesare pentru noi astăzi, da? Sunt nevoile pe care le avem fiecare dintre noi și am reușit să obținem apartamente de două camere de tip loft cu o împărțire foarte clară a zonei de zi cu zona de noapte. Am reușit să integrăm în fiecare apartament de tip loft, deși ele sunt apartamente de două camere, două băi, un spațiu de depozitare cu spălător, o zonă de dressing semideschis, lucruri pe care nu le găsești foarte mult într-un apartament de două camere. Ce implică un astfel de proiect în materie de reconversie? Cât de dificil e pentru un dezvoltator? Este destul de dificil, fiindcă tu trebuie să iei... Reconversia în sine nu este atât de dificilă. Dar tu când vii cu un concept destul de nou, cu lofturi, mai sunt în piață lofturi, nu suntem cei care am inventat treaba asta, numai că noi avem peste 80% din proiect lofturi. Da? Tu trebuie să iei problema asta și să o explici și să o expui autorităților de ce vrei să faci lofturi și ce vrei să obții cu ele. Trebuie să vii cu soluțiile tehnice și structurale care să fie excelente și să respecte toate normele în vigoare. Și pe lângă toată treaba asta, trebuie să ai grijă și la design, și la spații, și la, și la tot ce este necesar. Sunt diferite prețurile unui apartament de tip loft versus un apartament regular, normal? Prețurile sunt identice. Vorbim de prețuri pe metru pătrat, prețurile sunt în piață, diferența fiind doar de a accepta, înțelege și a fi fericit cu acest concept. Cine sunt clienții unui astfel de proiect imobiliar? Sigur. Noi am plecat cu proiectul puțin invers. Am plecat de la clientul final și ne adresăm tinerilor profesioniști, familiilor tinere, zona de oameni care
sunt confortabili, înțeleg ideea de loft, sunt fericiți cu ideea de loft, dar în același timp și investitorilor care vin să cumpere un apartament pentru o viitoare închiriere. Astea sunt, din calculele noastre și din ce informații am primit, randamentul pe care îl putem obține pentru un apartament de tip loft la închiriere este puțin mai mare decât la un apartament normal. Cu două camere, la ce preț ajungem? Două camere plecăm de la 84.700 de euro, un apartament de două camere, și poate merge în funcție de mărime până la 105.000 sau 106.000 de euro. Cam asta este un apartament de două camere. Avem și câteva apartamente de trei camere, pentru că toată clădirea ne-a permis treaba asta, și avem chiar și un loft de patru camere, care va ieși un pic mai mare. O să fie un alt concept interesant. Piața imobiliară a suferit de multe ori, deseori critici, să spun așa, că dezvoltatorii n-au reușit să construiască în anume feluri. Astăzi, de asta ne-am întâlnit și vreau să reușim să demonstrăm lucrul știut din capul locului, să zic așa. Cum reușești să faci un proiect premium și reușești să aduni o comunitate de asemenea. Vreau să te întreb cât de importantă e comunitatea într-un astfel de proiect și cum se face practic, să spunem, selecția. Da, e foarte important lucrul ăsta la un proiect butic. Așa este, e foarte important. Comunitatea este cea mai importantă. Noi am, pentru a practic impulsiona comunitatea, am venit cu un produs destul de nou. Un produs care nu se regăsește cu precădere într-un întreg proiect. Am venit cu o zonă de seră care este integrată în proiect pentru socializare, pentru calitatea aerului și problemele pe care le întâmpinăm astăzi fiecare dintre noi. Locurile de parcare, boxe, un magazin mare de tip fast moving care va fi la parter, practic toate utilitățile în același loc. Clienții și comunitatea se atrage după sine, practic. Matei Nedev, mulțumim tare pentru prezența în Focus la prima oră și felicitări pentru proiect. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Aceasta a fost a doua oră de Focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la 9 fix. Vă reamintim că ne puteți găsi pe Facebook, Focus la prima oră, pe WhatsApp și pe Telegram la numărul de telefon 0720111.199, dar și pe site-ul. Pe site-ul nostru, focusprimatv.ro. Incredibilă replica bărbatului din Argeș care și-a omorât soția. Extrem de cinică și... Cum a zis? A zis că de plăcere? Da, de plăcere. Doamnelor și domnilor, e ora 9, am revenit. Iată care sunt principalele știri ale acestei dimineți. Un bărbat din Argeș și-a omorât soția, apoi s-a ascuns în pod, de unde a fost ridicat de polițiști. Femeia reclamase și întrebut că era agresată de soț. Urmărire ca în filme în Botoșani, un polițist a pornit pe urma unor spărgători de bancomate, era alături de fiul său în mașină, în timpul liber, și mergeau la doctor. Varianta Delta a început să se răspândească și în România. În două județe din Moldova au fost raportate 8-9 cazuri de infectare cu tulpina indiană. Și actele de violență în școli sunt din ce în ce mai des întâlnite. Două fete și un băiat, elevi ai unui liceu din Tecuci, au fost filmați în timp ce își împărțeau pumni și picioare. Motivul ar fi fost o relație amoroasă. Așadar, școala s-a terminat, dar imagini cu violență între elevi continuă să apară în spațiul public. De această dată, scenele pe care le veți vedea sunt filmate într-o sală de clasă de la Colegiul Național de Agricultură și Economie din Tecuci. Conflictul se desfășoară între două fete și un băiat, care au fost filmați în timp ce își împărțeau pumni și picioare în timpul unei pauze. Și nu vreun comentariu al vreunei nuvele a fost cauza, ci o banală discuție cu privire la o relație amoroasă. Scandalul s-a încheiat cu un dosar penal și cu medii scăzute la purtare. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De la ce s-au luat? De la niște jigniri, niște discuții. De relația uneia dintre ele cu un băiat, nu știu, ceva de legat de băieți, de prietenii, de iubiri. La dispută a luat parte și un al treilea elev, fratele Geamăn, al uneia dintre combatante. Momentul a fost filmat de colegii de clasă. La scurt timp, imaginile au devenit virale pe internet. Nu
Inspectoratul școlar a declanșat deja o anchetă. Toți elevii implicați în altercație vor fi sancționați. Fiind însă un act de violență, probabil că se va scădea destul de mult nota la purtare. Fiind în clasa 10-a, nu e vorba despre exmatriculare. Polițiștii fac și ei cercetări. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tecuci s-au autosesizat și au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Oamenii legii încearcă să stabilească cu exactitate câți elevi au luat parte la conflict, precum și împrejurările în care a avut loc acesta. Guvernanții au în calcul să impoziteze veniturile bolnelor, instalatorilor sau îngrijitorilor. Ce vor primi aceștia în schimbul taxelor pe care ar urma să le plătească, aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră. Vor primi binețe. Crimă șocantă într-o localitate din județul Argeș, dar dincolo de asta, poate mai șocantă este declarația bărbatului care și-a omorât soția, citez, de plăcere. Cel care a anunțat pe polițiști a fost fiul celor doi, în timp ce suspectul se ascundea în podul casei, în speranța că nimeni nu-l va găsi. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De ce v-ați omorât soția? De plăcere. Nu vă pare rău? Nu! Sunt cuvintele celui cu care femeia era căsătorită și împreună cu care avea un băiat de 40 de ani. Pentru că era extrem de gelos, într-un moment de furie, bărbatul și-a înjunghiat soția, iar mai apoi a lovit-o în cap cu un obiect dur. S-a întâmplat în localitatea Păinarii de Argeș, iar femeia a fost omorâtă în timp ce fiul lor, de aproape 40 de ani, dormea într-o altă cameră. Imediat după crimă, bărbatul în vârstă de 68 de ani s-a ascuns în podul casei, de unde a fost ridicat de autorități. Ce motiv ați avut? Da, să nu pățesc și tu tot așa. Vecinii sunt îngroziți de ceea ce s-a întâmplat. S-a certat. Altceva ce? Care era motivul? Păi da, în gelozie. Fost gelos de tânăr. Întotdeauna am fost gelos, da, așa? Da. Dar avea motive sau? Nu, avea. Eu nu știu dacă femeia asta a avut vreo masă sau ceva. V-ați fi așteptat să o omoare? Nu. Femeia avea 64 de ani și nu a fost pentru prima dată când a fost lovită violent de soț. Anul trecut ea a sunat la 112 și a chemat poliția pentru că nu mai putea suporta bătăile la care era supusă. Ulterior însă cei doi s-au împăcat. Acum anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor. O femeie din sectorul 2 al capitalei, în vârstă de 42 de ani, a ajuns la spital plină de sânge după ce a fost lovită cu sălbăticie de un vecin. Scenele pe care urmează să le vedeți și dumneavoastră sunt filmate chiar la intrarea în blocul în care locuiau amândoi. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Martorul la acest incident șocant a fost chiar fetița victimei. Iată-o în imagini. Femeia a mărturisit că acest conflict durează de aproape 2 ani, iar agresorul îi lasă frecvent în fața ușii mesaje rasiste și jignitoare. Din spusele victimei, vecinul este nemulțumit de zgomotul pe care îl face fiica femeii în apartament. Bărbatul agresiv a fost reținut aseară de polițiștii secției 9 pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. A sperat că va fi recunoscut și iertat, dar în schimb a fost amendat. Cristian Ciocan, fostul purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, a fost amendat cu aproape 6.000 de lei de agenții de la rutieră. Domnule, vă rog foarte mult, din acest moment vreau să discut cu orice altă persoană, numai cu dumneavoastră, nu. Deci, v-am spus cine vreau. Că sunt coleg, ați făcut acel cerc. Nu mă înțeleg despre mine, ați zis aspecte că sunt am înțeles. Eu v-am spus cine sunt, m-am declinat identitatea, tocmai ca să înțelegeți cine sunt. Eu ies de sub duș și mă duc la un televizor să mă vorbesc pentru o chestie de poliție. Dacă știți că nu aveți UTP și asigurări la mașină, ceva ați urcat, documente, nu le aveți. Care problema, înțeleg? E mașina tatălui meu, ce vreți mai mult de atât, atât, ați făcut moral. Comisarul șef a fost oprit de oamenii legii după ce a intrat pe o stradă cu acces interzis. După verificări, polițiștii secției 4 au descoperit că mașina pe care o conducea avea ITP-ul expirat încă din 2018, nu avea asigurare de răspundere civilă și lipsea una dintre plăcuțele de înmatriculare. În urmă cu puțin timp, ministrul de interne Lucian Bode a declarat că vrea o anchetă în acest caz. A spus că, citez, trebuie să văd imaginile din secția de poliție, sunt câteva lucruri care încă nu sunt clare. Acesta a mai declarat că este convins că din raport se va afla absolut totul. Doi tineri din Mehedinți au încercat să scape de poliție și, precum în filmele de acțiune, au fost urmăriți cu focuri de armă prin lanul de porumb. Poate mai interesant este faptul că șeful de post din localitatea Verești, județul Suceava, care i-a urmărit pe cei doi, se afla în timpul liber. Ei intraseră în vizorul oamenilor legii după ce au jefuit casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Botoșani. Cu mai multe detalii despre acest caz vine colegul nostru Cristian Cosmaciuc. Bună dimineața! Cei doi tâlhari au venit tocmai din județul Mehedinți cu scopul de a jefui mai multe bancomate din Botoșani.
Aceștia au încercat să dea spargerea noaptea trecută, însă nu le-a ieșit, așa că au schimbat imediat planul. La primele ore ale dimineții, echipați cu cagule, s-au îndreptat către Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din oraș. Aici au dat buzna în instituție, însă până să apuce să ia vreun ban, un angajat a apăsat butonul de panică și i-a pus pe cei doi pe fugă. Aceștia au plecat în viteză către Suceava și au reușit chiar să spargă un baraj rutier făcut de polițiști la granița dintre cele două județe. O mașină de poliție a plecat în urmărirea lor, însă pe drum s-a ciocnit de o alta, a cărui șofer nu a acordat prioritate, iar astfel tâlharii și-a pierdut urma. Asta până când șeful de post din Verești, care aflase despre urmărire și caracteristicile mașinii, a văzut vehiculul gonind prin localitate și a plecat după el. Bărbatul se afla în timpul liber cu mașina personală cu care chiar își transporta fiul de 9 ani la spital. Chiar și așa, acesta și-a făcut datoria, anunțând imediat inspectoratele de poliție din Suceava și din Botoșani pentru concentrarea tuturor forțelor către Verești. A fost trimis inclusiv un elicopter MAI pentru ca, într-un final, să fie prinși cei doi tineri într-un lan de porumb de pe un drum pietruit pe care au intrat aceștia, disperați fiind probabil. După toate faptele comise, aceștia riscă să intre acum la închisoare. Mai sunt bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni împotriva patrimoniului și de acte de violență, atât în județul Mehedinți, cât și în Botoșani. Acum, organele legii urmează să le stabilească soarta în perioada următoare. Atât de aici, la revedere! Accidentul din cartierul Andronache, în care o femeie a accidentat mortal două fete care se afla pe trotuar, a avut loc la finalul lunii februarie. Și vă reamintim acest lucru pentru că, la 5 luni de la acel moment, dosarul a rămas fără deznodământ. Instanța a decis că ancheta trebuie refăcută. Rudele celor două tinere sunt nemulțumite, mai ales că femeia care a provocat nenorocirea a fost în libertate în tot acest timp. Colega noastră Cătălina Iordache a urmărit subiectul și are mai multe informații despre decizia judecătorilor. Instanța a stabilit că ancheta în cazul accidentului din cartierul Andronache de acum câteva luni să fie reluată, asta după ce mai multe cereri ale șoferiței au fost admise. De asemenea, judecătoria sectorului 2 a cerut parchetului să înlăture problemele și să precizeze dacă menține trimiterea în judecată. Magistrații au criticat modul în care parchetul a descris fapta și au transmis că nu a fost respectat dreptul de apărare al uneia dintre familiile celor două victime. Rudele fetelor sunt revoltate. Nu înțeleg de ce nici până acum nu s-au stabilit vinovații și spun că procesul pare că bate pasul pe loc. Vă reamintesc că în luna februarie, două fete de 6 ani și de 21 de ani care se aflau pe trotuar și-au pierdut viața după ce o femeie a pierdut controlul volanului, a lovit un stâlp și în cele din urmă și pe cele două. Femeia avea viteză și a declarat atunci că ar fi încurcat pedala de frână cu accelerația. De asemenea, tot atunci polițiștii au stabilit că a urcat băută la volan. Incendiu în această dimineață la un vagon cisternă încărcat cu 56 de tone de benzină între Bușteni și Azuga. Vagonul făcea parte dintr-o garnitură formată dintr-un total de 22 de vagoane. ISU Prahova a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și cu o ambulanță SMURD, iar în sprijinul acestora au venit și cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Vagonul a fost decuplat rapid de restul garniturii, iar la fața locului este așteptată o drezină pentru scoaterea liniei de sub tensiune. Traficul feroviar între Bușteni și Azuga este în continuare blocat. Soluția nu este să ne închidem în noi sau să închidem problemele între patru pereți, dar așa pare că se procedează atunci când nu știm să oferim sprijinul potrivit. Este și cazul unei adolescente din Iași aflată într-un centru de plasament, care nu vede altceva în afară de tavanul camerei și cei patru pereți. Traumatizată de violențele din copilărie și de sarcina pe care a pierdut-o la doar câteva zile după ce a aflat că va aduce pe lume un copil, tânăra s-a izolat în propriile gânduri. Directoarea centrului spune că trebuie să o țină sechestrată pentru că nu știe cum să se înțeleagă cu ea. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. La doar 14 ani, Maria duce o viață grea. Pe 1 iulie a aflat că este însărcinată, iar pe 5 iulie a fost dusă la maternitate, pentru că, spunea ea, o durea burta. Medicii au spus că a făcut un avort spontan. S-a întors la centru, iar acolo primește îngrijiri medicale, pentru că are probleme psihice, doar că este sechestrată într-o cameră. Copilul ăsta îl ținem în regim închis aici. Păi dacă nu... ținem în regim închis, dar vedeți că centrul de plasament are regim normal, nu regim închis. Dacă putem să o ținem în frâu,
o ținem în regim închis. Fetița respectivă are grave tulburări de comportament, a avut fugi repetate din centru, fără permisiune. Ulterior, acum câteva luni, a început să întrețină o relație, atunci când era fugită din centru, cu un tânăr în vârstă de 19 ani. Poliția a fost anunțată, de asemenea tânărul a fost și el acuzat de relații sexuale cu un minor. Fetița este în momentul de față într-un program de consiliere. Specialiștii vor face tot posibilul, atât psihologii cât și psihopedagogii, să rezolve problemele ei psihice. Fata a avut o copilărie grea, pentru că vine dintr-o familie în care violența era la ordinea zilei. Specialiștii de la centru spun că fata nu trebuie să se mai vadă cu părinții ei, pentru că nu au cum să o ajute. Ba din contră. Traumele din familie sau cele din trecut își pun amprenta tot mai mult asupra minorilor, în special. Acești minori au nevoie de suport psihologic, dar și psihiatric. Având în vedere labilitatea emoțională la care sunt supuși, având în vedere traumele din exterior și atitudinea celor din jurul dumnealor, ajung până la simptome psihiatrice cu anxietate, depresie și chiar tulburări de comportament. Astfel reușesc să ducă la bun sfârșit acte, până la acte disociale, antisociale, fug din aceste centre motivând că nu mai suportă mediul în care trăiesc zi de zi și caută suport și alinare în alte părți. De la începutul pandemiei a crescut numărul persoanelor care au fost internate cu aproximativ 30%, după cum spun cei de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Informațiile următoare sunt de maxim interes pentru cei care sunt instalatori, bucătari, bone sau îngrijitori. Agenția Națională Antifraudă va avea mai mult de muncă dacă un proiect de act normativ propus de guvern va intra în vigoare. Statul își propune să fiscalizeze aceste munci, care până acum se desfășurau de cele mai multe ori la negru. Executivul vrea să impoziteze instalatorii, bucătarii, bonele sau îngrijitorii, adică peste 1 milion de români. În schimbul taxelor plătite, vor beneficia de pensie și îngrijiri medicale în sistemul de stat. Analiștii economici sunt însă sceptici cu privire la punerea în practică a proiectului. Mihai Florea este instalator de 10 de ani. Nu a avut însă niciodată o carte de muncă. Fie că a lucrat în Marea Britanie sau în România, a preferat să muncească la negru. Când ai firmă, ai și cheltuieli. Dări către stat, oarecum un salariu, contabilă și așa mai departe. Toate dările astea trebuie acoperite cumva, nu? Și cum le acoperi? Mărind factura. De exemplu, dacă o lucrare, spunem acum aberant așa, și face 700 de lei, pe firmă sigur va face undeva la 1000 de lei. Odată cu înaintarea în vârstă, este însă tot mai interesat de beneficiile pe care le aduc contribuția la sistemul de pensii și la cel al asigurărilor sociale. Ideea este bună pe termen lung, este clar. Toți îmbătrânim, toți vom avea nevoie de bani la un moment dat, cu siguranță. Ne rugăm să rămânem sănătoși, să nu ne îmbolnăvim prea curând. Dacă vine, ne lovește soarta și trebuie să ne ducem la spital, clar, na, presupun că va trebui să plătim. Concret, proiectul Ministerului Muncii prevede introducerea unor tichete prin care prestatorii casnici de servicii să-și poată justifica veniturile, dar și plata dărilor către stat. Aceste tichete vor fi tipărite și distribuite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ele vor putea fi cumpărate de fiecare persoană care la un moment dat va avea nevoie de serviciile unui instalator sau grădinar, de exemplu. Fiecare tichet va avea valoarea de 15 lei. Practic, instalatorul sau grădinarul nu va mai fi plătit cu bani, ci cu aceste tichete valorice, pe care ulterior va trebui să meargă să le deconteze la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Nu va primi 100% din valoarea lor, ci 79,2%, urmând ca restul de 20,8% să meargă către stat, în fondul de asigurări de sănătate sau pensii. Astfel că fiecare persoană care intră în acest sistem va dobândi automat calitatea de asigurat. Ideea este privită cu ochi buni de potențialii contribuabili. N-ar fi rău, dar o idee nemaipomenită, vă dați seama, atât timp cât ministerul ține cu muncitorii, este ok, o idee bună. Toți trebuie să plătim, nu? Toți suntem datori să susținem statul, adică, de fapt, până la urmă, pe noi ne susținem. Economiștii spun că va fi extrem de dificil de implementat. Nu o să convină nimănui persoană fizică să plătească astăzi taxe, considerând că va primi o pensie peste 10 de ani. Discutăm de comportamente situate în România, în sensul că o persoană fizică plătește la negru o altă persoană fizică. Dau exemplu cu bonele. Sunt o multitudine de părinți care nici măcar nu conștientizează că s-ar datora taxe pentru aceste sume. Potrivit datelor Institutului Național de
statistică. În România, 1.200.000 de oameni prestează muncii domestice, majoritatea la negru. Încet, dar sigur, vom vorbi din ce în ce mai mult despre varianta Delta SARS-CoV-2. Și asta pentru că noi cazuri de infectare cu tulpina Delta au fost confirmate în România. 8 pacienți infectați cu această mutație sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Cât de contagioasă este varianta Delta, ne poate spune și colega noastră Daria Diaconiuc. Te ascultăm. Bun găsit, să spunem că este vorba de 8 persoane din județe ale Moldovei, mai exact de 7 bărbați care fac parte din 2 focare separate din județul Bacău și un caz din județul Iași, primul de acest gen, un bărbat din Pașcani care a fost internat la terapie intensivă având o formă mai severă, dar după administrarea tratamentului se simte mai bine și a fost acum pe ultima 100 de metri mutat la un salon obișnuit, un bărbat care însă nu a fost vaccinat, după cum spune managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, dr. Florin Roșu. Toate celelalte cazuri sunt din zona Moldovei, sunt primele de acest tip pe tulpina Delta. Despre tulpina Delta trebuie să precizăm faptul că ea este cea mai contagioasă, cu peste 60% mai contagioasă decât tulpina britanică, cel puțin asta spun specialiștii, de aceea medicii ieșeni fac apel la vaccinare, deoarece vaccinarea împotriva COVID-19 ar reduce riscul de complicații, de internare, riscul de deces chiar, de ce nu, după cum spun tot aceștia. În această perioadă, din păcate, iată că au apărut aceste 8 cazuri și vorbim chiar și de două decese consecutive, 2 bărbați din Bacău, de 35 și 62 de ani, asta după ce în urmă cu 2 săptămâni vorbeam de primul caz din cauza tulpinei Delta, un bărbat de 75 de ani din Pitești. Se transmite extrem de ușor, mult mai mult chiar decât varianta din Marea Britanie. Din fericire nu e mai agresivă, dar fiind multe cazuri, de aici se selectează și formele severe. Există riscul ca într-adevăr în viitorul apropiat ea să ajungă să fie predominantă în Europa și vorbim și de România. Eficiența este ceva mai scăzută în raport cu variantele virale inițiale și în mod logic, în momentul în care virusul stă mai mult timp în circulație, apar mai multe mutații și la un moment dat pot să apară interferențe cu variantele de vaccin. Primul mormânt neolitic din centrul orașului Cluj-Napoca a fost descoperit în pivnițele palatelor statusului romano-catolic. Săpătura la aproape 6 metri față de nivelul solului le-a oferit arheologilor o șansă rară să descopere rămășițele unei femei înmormântate cu sute de mărgele, brățări și un inel de os. Colega noastră, Andreea Stan, știe mai multe despre această descoperire. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, Andreea! Bine te-am regăsit! Bună dimineața! Așa este, mormântul datează din perioada neolitică, aproximativ cu 5.000 de ani înaintea erei creștine. Descoperirea este una de excepție, pentru că pe lângă vasele ceramice găsite, persoana decedată era împodobită cu mărgele la gât, la brațe și pe genunchi. Avea și 2 brățări pe brațe, o bentiță cu năsturei pe cap și un brâu din șiraguri de mărgele. Toate podoabele par a fi confecționate din scoica spondilus. Iată că s-a dovedit a fi, în final, un mormânt preistoric. Clădirea în care s-a descoperit acest mormânt a fost construită între anii 1898 și 1902. Practic, în ultimele luni s-a amenajat una dintre pivnițele palatelor statusului romano-catolic din centrul Clujului, pentru că acolo a fost făcută descoperirea și așa a început totul. Mormântul urmează să fie cercetat și prelucrat de către specialiști, iar scheletul va fi analizat antropologic pentru a-i se determina exact vârsta. Atât de aici. La revedere! Mulțumim! Continuăm cu Maria. Bună dimineața! Bine ai revenit, Maria! Ia zi! Bine v-am regăsit! Tu să-i spui dacă nu-și place când se adresează așa... Nu, colegul meu drăguț. Îi accept. Nu, nu-i spun nimic. Bine, nu mă bag. Mai puțin drăguț a fost ce s-a întâmplat aseară în Ghencea. Supranumitul capitanul de la Sevilla, Ștefan Iovan, a fost aproape să nu ajungă la inaugurarea stadionului și asta pentru că a avut ceva probleme cu un polițist în trafic. Acesta nu a vrut să lase să treacă și mai mult decât atât l-a amenințat că îi va lua permisul de conducere. Dar cu mai multe detalii despre ce s-a întâmplat aseară,
seară în Ghencea, dar și alte informații din sport imediat după generic. O avem alături de noi pe Marina din nou. Bun găsit, Marina. Urma să spui ceva despre litoral? Da, o să vă dau și vești, o să vedeți cum o să fie și la mare, în cazul în care v-ați gândit poate în weekendul ăsta să ajungeți pe acolo, pentru că deja joi ne gândim la weekend, probabil cei mai mulți dintre telespectatori se gândesc deja să-și facă planuri pentru finalul de săptămână. Și noi ne facem. Da. Ceea ce nu e un lucru rău deloc. Astăzi, să știți că la mare va ploua așa puțin, în cazul în care sunteți acum acolo, dar în weekend va fi frumos. Și vedem detalii, dar o să începem mai întâi cu vremea din țara noastră, pentru că avem cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării și până mâine ține acest cod galben. Da, ești să vă dau mai multe detalii, da, nu? Se menține canicula și astăzi în vest și în sud-vest, așa că și disconfortul termic va fi accentuat. Destul de cald va fi și în celelalte zone, în Transilvania, în Moldova și de asemenea în Muntenia. După amiază vor fi înnorări și averse în sud, în est și în zonele centrale, iar maximele pornesc de la 24 de grade, iată, și se opresc pe la 38. Cele mai ridicate valori vor fi prin Banat. Și ziua de vineri aduce vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest ne vom confrunta din nou cu canicula. Cei din Câmpia de Vest, de asemenea dealurile de vest, dar și din Câmpia de Română vor simți cel mai tare disconfortul termic. După amiaza și seara sunt anunțate averse cu tunete și fulgere în partea de nord-vest, chiar de vest a țării. Maxima ajunge până la 36 de grade în Banat. Ne mutăm pe litoral astăzi. Prindem o zi instabilă. Asta înseamnă că norii vor fi mulți și vin averse. Dar să știți că în weekend va fi mai frumos. Cer senin și temperaturi ce ajung sâmbătă până la 28 de grade, iar duminică până la 30. Așadar, temperaturi în creștere. Rămânem la Marea Neagră, dar vedem ce se întâmplă și la vecinii noștri. Poate plănuiți să ajungeți acolo. Astăzi sunt șanse de averse cu fenomene electrice, dar de mâine se îndreaptă vremea, va fi frumos cu cer senin. La Albena așteptăm 24 de grade, iar la Sunny Beach 25. Ultima oprire, Grecia. Vreme frumoasă la mare, în Tasos vor fi 28 de grade, în Lefkada și mai cald 31 de grade, iar în Halkidiki 30 de grade. Însă, acolo sunt șanse să apară câțiva strop de ploaie astăzi. Cam atât pentru moment. Vă las acum cu Irina și Daniel. Mulțumim frumos, Marina. Să rămână ta. Ești bune. Bune. Dacă urmărești programele Prima TV, vei găsi cuvintele indicii. Înscrie două dintre ele diferite pe primatv.ro în secțiunea dedicată concursului și poți fi câștigător. Câștigătorul zilei de ieri este Mândița Natalia din județul Giurgiu. Aici, în focus la prima oră, afli în fiecare dimineață cine este cel care a luat premiul din ziua anterioară. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Educația juridică îi va ajuta pe elev să discearnă între ce este legal și ce nu. Cine îi va învăța pe elev să respecte legea? Aflăm după publicitate la Focus la prima oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei. Mașinile electrice vor fi mai ieftine de produs decât vehiculele cu combustibil fosil până în 2027. Costul scăzut al producției de baterii, combinat cu liniile dedicate din fabricile auto, va face ca prețul fabricării mașinilor electrice să fie mai mic decât cel al mașinilor convenționale, chiar înainte de orice subvenții guvernamentale. Dezvoltatorul bateriei Aluminiu Ion susține că viteza de încărcare este de 60 de ori mai mare decât cea a bateriei Lithium Ion. GMG, compania dezvoltatoare, intenționează să aducă pe piață bateriile la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, urmând să producă și baterii cu aplicabilitate în domeniul auto, la începutul anului 2024. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale orei. Un bărbat din Argeș și-a omorât soția, apoi s-a ascuns în pod de unde a fost ridicat de polițiști. Femeia reclamase și în trecut că era agresată de soț.
Urmărire ca în filme în Botoșani. Un polițist a pornit pe urma unor spărgători de bancomate, era alături de fiul său în mașină în timpul liber și mergeau la doctor. Varianta Delta a început să se răspândească și în România. În două județe din Moldova au fost raportate 8 noi cazuri de infectare cu tulpina indiană. Și actele de violență în școli sunt din ce în ce mai des întâlnite. Două fete și un băiat, elevei unui liceu din Tecuci, au fost filmați în timp ce își împărtășeau și împărțeau și pumni și picioare. Motivul ar fi fost o relație amoroasă. O nouă lege promulgată deja de președintele Klaus Iohannis îi va ajuta pe elevi să își dea seama ce este legal și ce nu. Educația juridică va fi o materie care se va preda la ore, iar avocați vor fi cei care îi vor învăța pe elevi să respecte legea. Părinții se declară nemulțumiți și spun că avocații nu ar avea aptitudinile necesare pentru a vorbi pe înțelesul celor mici. De ce nu e bine să treci pe roșu la culoarea semaforului? Păi, de obicei, când este roșu la pietoni, este verde la mașini și de obicei este un risc să treci pe roșu. Teodor are 11 ani și la toamnă va fi clasa 5-a. Știe exact că poate fi amendat dacă încalcă legea și trece pe roșu. Așa că ideea unor ore de educație juridică la clasă îi se pare una extrem de bună. Ar fi o idee foarte interesantă. Acest lucru știu că s-a mai întâmplat acum 5 ani, când eram în clasa pregătitoare. Nu era chiar un avocat, ci era un polițist. Ca el sunt și alți elevi. Sună bine. Sună destul de bine, sincer. Te-ar ajuta să știi mai multe despre drepturile tale, de exemplu? Da, da, de ce nu? Sunt multe reguli pe care eu, spre exemplu, chiar nu le știu. Și n-ar fi rău să știu mai multe, sincer. Dar dacă ar fi să am și teste în materia asta, atunci ar fi destul de greu. Educația juridică în școală ar putea deveni realitate chiar din anul școlar viitor. Președintele a promulgat deja legea, așa că fiecare elev ar putea învăța noțiuni despre drepturile lor și despre ceea ce este legal sau ilegal. Copiii trebuie să știe încă de la cele mai fragede vârste cum funcționează drepturile pe care le au. De la cele mai banale exemple, respectiv atunci când ești dus de mână la școală și trebuie să te oprești la trecerea de pietoni, este important să fie structurată materia în așa fel încât să începem de la lucrurile elementare cu privire la drepturile pe care le au și cei mici, dar și cei mari. Orice educație ar fi perfectă. Fizică, sexuală, orice. Și cea juridică. Și cea juridică mai ales. Cred că n-ar strica dacă sunt suficient de maturi, adică în școli, în clasele probabil suficient de mari. Ține de educația civică, de moralitate pentru cei mici. La cei mari poate că apare noțiunea de juridic. Profesorii de această dată vor fi chiar avocații, ceea ce nu încântă prea mult pe părinți. Nu știu dacă au abilitatea de a fi educatori, adică nu întotdeauna un profesionist bun știe să transmită pentru copii mesajul, dar poate că în colaborare cu profesorii ar putea. Educația juridică ar urma să reducă gradul de infracționalitate, spun avocații, pentru că cei mici vor învăța din timp să respecte regulile. Potrivit statisticilor, în fiecare an 4.000 de copii apar ca victime în dosare penale, iar 3.500 apar ca autori. Numărul însă este unul mult mai mare, spun specialiștii, iar trendul este în creștere. Aceste ore ar putea avea loc odată cu cele de dirigenție sau educație civică, cred specialiștii, și ar trebui să aibă o frecvență de o dată pe săptămână. O mutație a unei boli genetice rare și extrem de grave este tot mai prezentă într-o comună din județul Suceava. Mai multe familii din comuna Todireș suferă din generație în generație de amiloidoză ereditară. Din păcate, boala este progresivă, irreversibilă și fatală. Familii întregi din comuna suceveană Todirești au de ani de zile un necaz uriaș pe umeri. O boală genetică gravă macină generații întregi de localnici. Este vorba despre mutația transtiretină a amiloidozei ereditare, o boală care afectează doar 30.000 de persoane în toată lumea. Amiloidoza asta e o boală care se transmite genetic, e o boală destul de gravă. Eu am în evidență două cazuri cu vârstă medie între 40 și 50 de ani. Simptomele sunt polimorfe, începând de la subformele, primul rând, neurologice și începând cu cele cardiace, digestive. Ei au un tratament, evoluția este deocamdată sub control, stabilizată. Nu e o boală care se vindecă. Din păcate, speranța de viață a pacienților este de aproximativ 10 ani. Minodora Avram și-a pierdut și soțul și fiica din cauza acestei afecțiuni.
numai dintr-o dată a început a slăbi. Slăbit și cu picioarele, tot așa. Tot o întrebam, tot așa, nu are putere în picioare, nu are, măi, nu, zice, nu mai pot, slăbesc, fără dureri. Nu m-o slăbie. Da, eu ne-am dat seama, da, și ei și-o dat seama că știa că eu a fost alături de mine cât a fost tatăl bolnav. Femeia are acum 3 nepoți și se teme ca nu cumva aceștia să moștenească boala. Ea își amintește că în urmă cu 30 de ani, atunci când s-a îmbolnăvit soțul ei, această maladie era puțin cunoscută, iar tratamentul bolnavilor era foarte scump. Foarte mari cheltuie. Ați dat seama atunci pe la Iași, da. O luat, a fost și la București internat și a luat tratament de la Târgu Mureș. Când te sui pe o streșă de casă și când dai mâna să te prinzi, înapoi vii jos. Este o boală foarte grea. Și eu am început să plâng și el atunci a spus că nici o boală de moștenire nu va avea leac. Aurica Băta suferă de amiloidoză de 5 ani. A mers din timp la spital, iar acum tratamentul o ajută să țină în frâu boala. Când am început să nu pot urca scările, atunci eu mai avut probleme la coloană și întâi cu amorțele ziceam că vine de la coloană, că așa. Dar când am văzut că încep să nu am putere să urc scările, atunci am zis gata, asta e boala de la mama. Că poate fi depistată. Dacă nu am avut niciun simptom, am zis că nu prind, nu am. Știți cum e. În acest moment există doar în comuna Todirești 30 de cazuri de amiloidoză ereditară. Medicii spun însă că această maladie există și în alte localități sucevene. Specialiștii afirmă că boala nu are nicio legătură cu mediul, ea se transmite ereditar în familie și nu există însă nicio explicație pentru faptul că incidența bolii s-a concentrat în județul Suceava. Chiar dacă au scăpat de emoțiile de la evaluarea națională, absolvenții de clasa 8-a mai e un pas important de făcut până când 25. Se pot bucura de vacanța mult așteptată. Da, 3.25, dar după recorectarea se iasă, da, mă uitam la note. Ei trebuie să decidă la ce liceu vor să-și continue studiile. Anul trecut s-au schimbat regulile pentru elevii care vor să meargă la un liceu din alt județ. Înscrierea se face la unitatea de învățământ pe care au terminat-o. Elevii și părinții trebuie să completeze fișele de înscriere în perioada 16-22 iulie. Tot în această perioadă, reprezentanții unităților de învățământ introduc datele în aplicație informatică centralizată. Atenție! Părinții trebuie să verifice foarte bine toate aceste informații pentru că orice greșeală poate trimite copilul la un liceu nedorit. Pe 24 iulie are loc repartizarea computerizată. În perioada 25-28 iulie se depun dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați elevii, iar pe 29 iulie se transmite situația locurilor rămase libere. Apoi începe etapa a doua. Multe dintre cele mai bune licee din România se găsesc în capitală, așa că numeroși elevi din provincie optează pentru o unitate de învățământ din București. Admiterea în București se poate realiza la sediul unității de învățământ. Ei completează la sediul unităților de proveniență formularul, acea fișă de înscriere care poate fi transmisă electronic unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul. Sau poate fi completată la centrul special de înscriere din județul în care el dorește să participe la admitere în situații excepționale. Dacă înainte de pandemie exista un centru special în București, la Școala Sfinții Voievozi, unde mii de elevi din toată țara veneau să se înscrie, acum acest pas se face doar în școala pe care a absolvit-o. Schimbarea este de anul trecut. Din momentul în care am fost în această stare de alertă, suntem și acum. Cei care au absolvit în alte județe decât Bucureștiul sau în alte județe, înscrierea, indiferent pentru ce județ se face, se face la ei acasă. Codurile Bucureștiului le găsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, astfel încât să se poată completa acea fișă de opțiuni, după care afișarea rezultatelor, adică a admiterii propriu-zise, se va face în data de 24 iulie. De asemenea, unitățile școlare unde au terminat copiii vor afișa locațiile, unitățile școlare unde au fost repartizați. Și pe urmă trebuie foarte repede să ajungă cu dosarele de înscriere la aceste unități până în 26 iulie. 80% din nota finală pentru admiterea la liceu este dată de rezultatul la evaluarea națională, iar restul de 20% de media anuală obținută în cei 4 ani de gimnaziu.
După aproape 130 de ani, lifturile cu frânghii de la Spitalul Municipal din Sighișoara vor fi în sfârșit înlocuite. Ascensoarele vor ajunge acolo unde le este locul, la muzeu. Vă vine să credeți sau nu, aceste lifturi trase cu sfoară au fost construite în anul 1896, încă de pe vremea ocupației austro-ungare, odată cu clădirea declarată monument istoric. Nu ne aflăm însă într-un muzeu, ci tocmai în spitalul din Sighișoara. În ultimii ani, aceste lifturi au fost folosite doar pentru a urca sau coborî mâncarea pacienților. A venit însă vremea ca ele să fie modernizate. S-a semnat contractul de execuție pentru înlocuirea acestora. Mă aștept ca până la sfârșitul lunii noiembrie acestea să fie înlocuite. Din 2015 se lucrează la acest proiect, nu a fost finalizat niciodată. Am reușit anul acesta să finalizăm atât proiectul, cât să semnăm și contractul, să semnez autorizația de construire pentru aceste trei lifturi. Valoarea proiectului al tuturor celor trei lifturi este de 996.000 de lei. Lifturile nu se pot folosi pentru pacienți, dar în cazuri excepționale au fost folosite pentru alimente sau lucruri mai de volum mai mare și mai grele. Activitatea cu lifturile istorice se desfășoară destul de greu, pentru că avem pacienți foarte gravi internați, care din păcate trebuie transportați pe scări. După finalizarea lucrărilor, ascensoarele vor ajunge acolo unde, de altfel, le era locul de multă vreme. Lifturile existente astăzi la Spitalul Municipal din Sighișoara sunt cunoscute de toată țara. Astăzi, împreună cu primăria, căutăm cele mai bune soluții ca acest lift care ne va fi dat să îl așezăm, să se respecte anumite condiții muzeologice, care înseamnă, în primul rând, siguranța, păstrarea unor condiții de conservare și, în același timp, să fie și un loc care să fie vizibil pentru sighișoreni și pentru turiști. Aceasta a fost ultima oră de focus la prima oră din această dimineață. Rămâi așadar pe Prima TV. De la ora 14 îți aducem știri relevante la Focus 14. De la ora 16 te invităm în culisele unei super petreceri pe iahtă. Ce vedete s-au distrat și cum a fost, vezi doar la Exclusiv VIP. Pe noi ne puteți găsi și pe Facebook, Focus la prima oră, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Ne revedem mâine dimineață la 7 fix. Afli din prima, rămâi pe Prima TV. O zi bună vă dorim în continuare.